Durerea este un simptom, nu este o cauza a problemei. Corect. Pentru că, din păcate, se tratează simptom. Pastile, okay. injecții cu corticosteroizi, să-ți ia durerea, se practică asta pe la noi. Te intri în cabinet și zice, v-ați luat pastilele de durere? Nu, pe păi, ce căutați aici? Ne vedem după ce le luați. Nu, se tratează sursa problemei. Dacă mă doare aici poate problema pleacă de aici. Spre exemplu, dacă mă doare genunchiul, poate problema pleacă de la lombar sau poate pleacă de la gleznă. Noi ca și osteopați, ca să nu fie înțeles greșit pentru că a fost o întreagă luptă, noi nu suntem niște vindecători direcți, nu facem noi magii sau luăm bagheta, atingem personajul și gata, e puf, prin, ca prin minune s-a vindecat. Noi suntem doar niște facilitatori. Deoarece corpul are capacitatea de a se vindeca singur dacă este în parametrii normali. Ce înseamnă parametru normal? Psihoemoțional, locomotor fizic, da? Și uh, restul: uh, alimentație, hidratare, odihnă. Dacă toate astea adunate, coroborate, uh, sunt pe linia care trebuie, și corpul este pus în pășina, cum să zice, care trebuie și se va vindeca singur. De noi ne uităm din toate părțile, din toate direcțiile, atât din exterior ce ține de noi, bineînțeles, cât și din interior, dar cu ajutorul celorlalți specialiști. Este o muncă multidisciplinară. Deci nu doar noi decidem, un, punem un diagnostic, gata, ăla e diagnosticul, nu te mai duci la nimeni, nu, mai, nu te mai duci să mai verifici. Păi dar de ce să verifici dacă merge, că dacă găsești ceva? Găsești pentru a putea trata. Dacă îl lași acolo și la stup cu nisip, cu lopățic, arunci, arunci nisip peste el sau pământ, pentru că nu te interesează sau ți este frică, atunci stai cu frica și s-ar putea să da. rămâi cu frica, cum să zice. Deci țineți-vă bine că interviul de astăzi este cu un om care vorbește foarte repede, dar are multe de spus. Este osteopat, dar este și fost sportiv de performanță de acum, care lucrează cu oameni și este un veritabil Johnny Bravo, care atunci când te ia așa cu mâinile, este în stare să te, să te lungească sau să... Te te îndoaie sau să te facă să pârâi. Uh, pentru că asta face uh, Cristi Drăghicianu. Bine Bine, bine te-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Deci dacă ați văzut clipurile pe internet cu osteopați, nu știu dacă știți ce este un osteopat, poate ne -mi explică că multă lume confundă osteopatul, îi sună așa ciudat, dar e, dacă te pune și te trage, eu, uh, eu, eu, eu te-am văzut pe tine părând oameni la chestii care nu știam încă păree. Da, se creează o foarte mare confuzie între osteopatie, spre exemplu, și chiropraxie, care este foarte populară în Statele Unite, uh -huh. deși osteopatia a apărut tot din Statele Unite, inventată, inventată sau mai bine zis descoperită de către un american, Taylor Steele, care, să zic așa, să fac o mică introducere, cum a descoperit el de osteopatia? A avut un copil ce a făcut o criză de digestie și a descoperit că fricționând foarte ușor zona stomacului sau a țesutului ce îmbracă stomacul, copilul a început să-și revină miraculos după 15-20 de minute. Având simptomatologie sau simptome ca febră, dureri de cap, era aproape, bineînțeles, letargic, leșinat și el, fricționând mult zona stomacului, după cum spuneam, Copilul a început să-și revină după 20-30 de minute. Așa a apărut Știi și. Asta? Știu, sună science fiction. Nu, să zic nu, așa, nu, sună exact cum am auzit înainte de Revoluție, Duma aia, cu uh, frecție cu lapte doină la piciorul de lemn. Da, nu pot să spun că nu e adevărat. A evoluat foarte mult medicina, dar să nu uităm ceva. Oamenii de pe vremuri știau ei ce știau, să zic, orică era intuiția, orică ar fi fost știința, însă aveau habar despre ceva. Acel ceva pare că a ajuns să evolueze și mai mult, să zic așa, și să fie, să devină o plajă largă pentru oamenii din, din toată lumea. Deci o osteopatia, practic, e partea medicinii alternative, știu okay. că o să mi iau un hate, un foarte mare hate din partea uh, medicinii clasice, da, pentru că este o întreagă luptă între medicina clasică și medicina, uh, să zic așa, tradițională de sau ce luptă? pentru că se discreditează foarte mult uh, medicina asta uh, ce vine din partea asiatică, din partea, pentru că ei zic că nu nu e adevărat, cum este de exemplu homeopatia sau acupunctura, spre exemplu. Nu cred că ai auzit tu chiar dacă nu ești din domeniul medical, nu cred că ai auzit tu pe cineva să spună mi-a făcut rău acupunctura. Ok, nu i-a rezolvat problema, însă în linii mari s-au rezolvat multe simptomatologii, să zic așa, deși da. acupunctura merge pe meridiane, pe centri energetici, toate cele. În schimb, um, Ideea este că medicii zic, știi cum e, dacă așa s-a învățat în cartea la medicină, din păcate, așa, să, așa trebuie făcut. Dacă stomacul e acolo, stomacul are dimensiunea aia, stomacul stă în lojaia, gata, stomacul, dacă s-a tăiat, dau un exemplu de în el, cum să fac reduceri de uh, stomac, gata, dacă s-a tăiat stomacul, rămâne, dau un exemplu, spațiu liber, crede lumea din medicină. Nu, nu rămâne niciun spațiu liber. Organele își fac loc între ele și automat se va umple golul acela. Ideea e că nu vor să recunoască că se poate face sau nu au dorit acum se vrea. Văd că s-a deschis un pic așa, s-a deschis mintea, s-a deschis percepția despre chestia asta, conform căreia poți ajuta oamenii și non-invaziv. Mai afară, am văzut că e trendul ăsta. Din câte am văzut eu, medicina occidentală, mai ales în Europa, s-a îndepărtat foarte mult de tot ce înseamnă invaziv. Am văzut că se, se dau din ce în ce mai greu antibiotice, lucru care se întâmplă și la noi, că se dau prea multe. E un studiu făcut că jumătate din doctori dau antibiotice când nu sunt necesare, doar ca să-și liniștească pacientul. E un placebo. A, a ajuns să fie placebo, din păcate, și sunt bacterii la care nu mai avem deja antibiotic, dar în același timp. În, în, medicina modernă vedem din ce în ce mai puțin partea asta de invaziv. Asta nu înseamnă că dacă doctorii operează mai puțin, rezolvă neapărat mai multe. Le rezolvă altfel, le rezolvă mai lent, dacă nu intră cu cuțitul acolo, dar la noi, băi, dacă tu la doctor, ca să știi că ți-a lucrat, trebuie să te desfacă. Trebuie să-ți umple acolo. Normal. Am avut doctor aici în studio care taie stomacuri. Și mi-a spus că este, trebuie să refuze foarte multe cazuri în care oamenii își imaginează că aia este soluția definitivă și pe aia se pot întoarce la a mânca exact ca înainte. Și a explicat tot aici că deja basta stomac, stomacul dacă tu după aia te apuci pus să mănânci, că l se va mări la loc. Să destruc foarte mulți centri nervoși. Nu știu dacă, de exemplu, de tineri, dacă își taie din stomac, 90% din serotonină se produce în intestin și în stomac, doar 10% în creier. Dacă se taie din stomac. Să perturbă foarte mult uh, serotonina, imunitatea va fi perturbată, pentru că sunt foarte mulți centri nervoși în cămașa, dacă explic așa pe înțelesul tuturor, în cămașa stomacului. Ok, tai din stomac, înțeleg intervențiile în care, Doamne ferește, există cancere, chisturi sau ceva pentru a salva omul, viața omului, clar. Dar pentru a recurge la slăbire să-ți stai din stomac, nu. De cele mai multe ori, pentru a slăbi, Trebuie să recurgi foarte mult în afară de dietă, să mănâncă obsesiv-compulsiv, pe baza de stres. Și tu zici că acolo se face serotonină pe țară. că de aia mâncăm ca disperați, ca să băgăm serotonina aia. Da, și depinde și ce fel de alimente mâncăm. De aia este adevărată vorba că suntem ceea ce mâncăm. Ideea este că trebuie să existe un balans, exact cum spuneai și tu. Microbiomul se numește, sau microbiota cunoscută, s-au făcut studii în ultimii 10-15 ani referitor la ce bacterii populează stomacul și intestinul. Dacă bacteriile alea care populează aceste două zone, colonul ascendent, descendent, transvers și stomacul, pentru că sunt două chestii, unele sunt probioticele, altele sunt, de fapt, un simbiotic care conține și probiotic și alte culturi lactice ce populează organele astea. Dacă în interior totul este cum trebuie, atunci și organismul funcționează cum trebuie. Am pacienți care de exemplu suferă de uh, insomnii sau uh, uh, balonări, colon iritabil care sunt strict legate de ceea ce se află în intestin. Și când îi iau la puricat să zic așa, tabloul clinic, tot întrebări, aflu, nu mănâncă corespunzător, nu se hidratează și de aia nu dorm. După ce se lucrează și se intervine la nivel de alimentație, microbiom, prin administrarea de probiotice, da, atunci li se schimbă extraordinar de mult starea de bine și calitatea somnului. Păi, să-mi spune gastroenterologul? Spune gastroenterologul, ce vreau să zic? Noi, ca și osteopați, ca să nu fie înțeles greșit, pentru că a fost o întreagă luptă, noi nu suntem niște vindecători direcți. nu facem noi magii sau luăm bagheta, atingem personajul și gata, e puf, prin, ca prin minune s-a vindecat. Noi suntem doar niște facilitatori, deoarece corpul are capacitatea de a se vindeca singuri dacă este în parametrii normali. Ce înseamnă parametru normal? Psihoemoțional, locomotor fizic, da? și restul alimentație, hidratare, o odihnă. Dacă toate astea adunate, coroborate, sunt pe linia care trebuie și corpul este pus în pășina, cum să zice, care trebuie și se va vindeca singur. Ideea este că noi ca și osteopați, noi, fac, noi lucrăm corpul după cum ai văzut sau te nu e vorba doar despre troznelile alea cum vede lumea, doar troznim. E vorba că noi tratăm corpul 360 de grade. Ce înseamnă 360 de grade? Noi ne uităm din toate părțile, din toate direcțiile, atât din exterior, ce ține de noi, bineînțeles, cât și din interior, dar cu ajutorul celorlalți specialiști. Este o muncă multidisciplinară. Deci, nu doar noi decidem un, punem un diagnostic, gata, ăla e diagnosticul, nu te mai duci la nimeni, nu, mai, nu te mai duci să mai verifici. Ți-am citit aura. Exact. Nu e doar despre asta, că, după cum spuneam, nu discreditez eu sau colegii mei, nu discredităm, spre exemplu, ortopezii sau chirurgi. Dacă chiar este de operat sau dacă chiar depășește atribuția mea, îi spun, eu consider că ăsta este un diagnostic al meu, te rog frumos să te duci să mai verifici și să mai iei opinia și altui chirurg ortoped. Pentru ca apoi să se reîntoarcă în caz că este nevoie de o intervenție de. sau nu să se reîntoarcă la tratament. Revenim la IGDLCC, îndată ce îți spun despre sponsorul nostru, dar com Energy. Cei care ne garantează că nu ni se sting luminile din studio, adică nu avem niciodată pene de curent. Panourile fotovoltaice, invertoarele și bateriile sunt inima sistemului nostru energetic și cred cu tărie că sunt investiții importante, dar și rentabile. Cu acest sistem am economisit deja mii de euro la facturi, dar și mai important avem electricitatea garantată, fără fluctuații care ne pot defecta electricele și electronicele. Dacă ai în plan să construiești, să renovezi orice fel de clădire, inclusiv industrială, alege o soluție solidă de generare și stocare de energie. Noi colaborăm cu echipa Darcom Energy și îi recomandăm. O să ajungem acolo că l-am auzit pe Florin, cu care lucrez, Florin Cujbă, care a fost aici la podcast, povestind da. despre faptul că el vrea să introducă la centru unde voi lucrați, inclusiv prezența unui chirurg. Dar revenim la chestia asta. Aș mai rămâne un pic la microbiom. Da. Pentru că sunt puțini oameni care apuc să vorbesc destul de mult. Am mai avut aici oameni care mi-au vorbit despre chestia asta. Am vorbit și cu Ligii Alexandrescu, cu nutriționiștii, pe exemplu, cei care se ocupă de partea de nutriție. Sunt de la lucrul ăsta. Am și citit o grămadă și într-adevăr, cu cât citești mai mult, cu atât descoperi că ce avem noi în maț, în, în sistemul nostru digestiv, este o parte atât de puternic legată de noi, încât fără chestia aia noi nu am putea exista și în foarte multe situații fix chestia aia, acel micro microbiom de care tu vorbești, ne controlează ca un simbiot. Mi-am aminte de faza aia. Știi cum se numeau simbioții aia din Star Trek? Deci erau știi faza aia din Star Trek? Da. Că erau unii care aveau simbiotul în ei și da. erau într-o relație cu simbiotul. Și dacă murea simbiotul sau murea gazda, să... Băi, nene, foarte adevărată chestia aia. Este adevărată. Și am simțit cel mai profund lucrul ăsta după un tratament cu antibiotice. Da, pentru că distruge foarte mult flora, din păcate. Ok, tratamentul se ia dacă există o infecție sau o bacterie ce nu trece altfel și moare doar la administrarea acelui antibiotic. Dar după se face o cură de probiotice și prebiotice. Uitați-mă anterior să zic, cuvântul de prebiotic. Unul e pentru stomac, unul e pentru intestin. Se face pentru a repopula iar cu bacteriile benefice, stomacul și intestinul. Știi și tu, cre stomacul este considerat al doilea creier. Da, un dintre noi gândesc cu stomacul. Avem fluturași în stomac? Da, nu vorbesc despre. Da, vorbesc din punct de vedere biochimic. Dar de ce și că tot ce? Sunt inclusiv reclamele astea care abuzează de stomacul nostru și spun că nu ești tu când e foame, care o prostie. Dar uh, sunt multe chestii care sunt legate de stomac. Cam cât de, cât de greu este tot microbiomul, știi? Cam câte grame de microbiom sunt? Ca și grame, nu? Am învățat, știi cum, ideea este că nu lucrez așa ca, la, ca oamenii de știință, eu, cu exactitate, cu procente și cu alte chestii. Se lucrează foarte mult cu simțul. Când pui mâna pe pacient, simți. Nu, Ideea este nu că simt cantitatea de culturi Uh, uh, lactice și uh, ideea este că simt dacă stomacul este perturbat sau nu, sau dacă colonul este perturbat sau nu. Adică nu funcționează la parametrii corespunzători. Deci dacă vrei, îți spun eu, că am, că am, citit, am, am avut o perioadă în care uh, citeam foarte mult despre chestia asta și când am aflat că indiferent cât ai mâncat sau n-ai mâncat, tu totdeauna în tubul tău digestiv ai între 6 și 900 de grame de bacterii din astea care efectiv stau prin stomac și prin intestine. Și dacă n-ar fi alea acolo, dacă încerca să scap de ele, mori. Știu. Ele, ne, ele fără, mențin viața. Fără alea mori. Da, da, da. What the heck? Și tu când pui mâinile, simți dacă asta stă acolo? Nu, simt dacă există o perturbare. De exemplu, la palparea colonului sau a stomacului, simt dacă fascia, acel țesut de legătură ce îmbracă întregul organismul, este tensionată. Dacă este tensionată fascia, se fac ca și la aproape de contracturile musculare, cum sunt nodurile alea, așa să zic, se fac la nivelul fasciei aceste blocări de țesut și la palpare, dacă simt, îmi dau seama dacă este sau nu perturbat. Fără să-mi spună pacientul, eu simt și îl întreb. Ați suferit cu colonul, constipații, de exemplu, sau uh, colon iritabil, după cum spuneam. Și ei, fără să. să îți dai seama, mulți dintre ei sunt rușinați și zic, Dar cum da, cum v-ați dat seama, da, suferă uh, de constipație cronică sau colon iritabil, da, nu pot mânca anumite alimente pentru că nu-mi fac bine. Pentru că și în exterior se va vedea ceea ce este în, în, în interior, să zic așa. Adică se va. Mi se pare uh, fantastic. Deci tu pui mâinile și pe cu degetele tale pe buricele degetelor, tu ai capacitatea asta să vezi dacă colonul este perturbat sau nu. Chiar dacă analizele pot fi bune, că mulți îmi spun, da, dar analizele mele sunt perfecte, n-am nimic. Nu vorbesc despre un diagnostic fatal sau ceva. Deși din păcate am dat două diagnostice, să zic așa, random de cancer la stomac. Mi-am dat seama că nu e ceva bine și l-am trimis și am zis: "Te rog frumos du-te să-ți faci o colonoscopie." Și a zis de ce, nu știu, mi se pare mie ceva bizar în zonă, nu știu, simt, e prea rigid țesutul ce acoperă uh, colonul uh, ascendent. Și s-a dus să-și facă și avea un. prima oară i-au spus un. nu, de fapt n-a făcut colonoscopie, a făcut o ecografie, i-au spus că este un polip. De la polip, bineînțeles, doctorul, pentru că a fost întreg la minte, i-a spus, du-te și fă și o colonoscopie, ce i, -i spusese și eu prima dată. S-a dus și a făcut o colonoscopie. Era un cancer în fază incipientă, dar măcar era în fază incipientă. Asta este ideea. Nu știu dacă am fost norocos sau nu eu. Știi cum e. De la mine, mai puțin de la Dumnezeu totul, măcar i-am dat un, un, un flag ce alert. Ce ai simțit când ai pus acolo? Foarte rigid. Era foarte rigid colonul și la palpare îl durea pe pacient. Deci nu era doar... Punea mâna pe colon și el zicea, da, simt că e tare, dar nu mă doare. Îl dorea, se, se ghemuia și zicea, mă doare, au, au, ce faci, de ce mă apeși așa de tare? Și am spus, eu nu te apăs așa de tare, eu doar am apăsat, să zic, 5%, 10%, dar e foarte, foarte rigid și l-am întrebat, de când te doare? Ai mai observat această umflătură sau această rigiditate în zona colonului? Uh, ți-a fost perturbată digestia, nu știu, orice, te-a durut în dreapta sau ai avut orice simptomatologie. Și a spus că poate uneori ca să zic așa, mai greoi, mers la toaletă și simțea și că îi bulburosește la anumite alimente stomacul, da? deci că are, are, ca o ușoară intoleranță, să zic așa, și în rest mi-a zis, am simțit eu că e mai inflamat, dar n-am băgat de seama, pentru că nu, nu s-a inflamat mai mult de atât. Da. Și am zis, te rog eu, du-te și investigează mai mult. Să vedem despre ce e vorba. De exemplu, dacă există ceea ce am spus, vreun cancer sau ceva, osteopatia nu ajută în momentul ăla. De ce? Nu neapărat că nu-l vindec, dar orice tehnică, sau mai bine zis, principiul osteopatiei, este de a crește vascularizația în zonă. De a crește aportul de oxigen în celulă. Și automat corpul să se refac. Dacă eu intervin din exterior pe o tumoră nediagnosticată, da. Eu risc să arunc în sistemul limfatic acești markeri tumorali sau această tumoră, bucăți din ea, să arunc în sistemul limfatic și să împrăști în tot corpul sau în alte zone ale corpului. Acolo e greșeala mea. Acolo, acolo nu mai am nicio scuză să zic așa. Pentru că eu, atunci când diagnostichez sau pun consult pe cineva sau evaluez pe cineva, trebuie să pun aceste întrebări. Ați suferit de vreo boală, cancer, tratament? Dacă îmi spune că da, s-a tratat, îi cer ultimile analize, CT-uri, analize de sânge, tot să văd că omul este curat. Chiar dacă este sub observație, dar el să fie curat. Și îl și întreb, doctorul îți permite să faci uh, proceduri de drenaj sau de stimularea circulației? Dacă spune că da... Atunci acționez. Deci, după cum vezi, e o muncă, muncă interdisciplinară. Nu după capul meu mă da. apuc să dau diagnostice sau să tratez. Slavă Domnului că cele mai multe. Hai să facem o paranteză. Cele mai multe cancere la bărbat sunt cancere de colon. Da. Și de prostată. Da. Care, dacă sunt depistate la timp, se rezolvă 90 și mult la sută. Corect. Avem clinici în București foarte bune de așa ceva. Se, se face chirurgie robotică minim-invazivă. Se, există viață din, după acest tip de cancer. Singura condiție să-l găsești. Corect. Una dintre reguli spune, din câte am înțeles eu, altădată se făceau colonoscopii la bătrâni, după care vârsta a, a tot venit mai devreme. Ultima dată când am auzit eu, se recomanda o colonoscopie măcar o dată pe an de la 40. 35-40, cam așa. Deci ar, Acum a ar, crescut ar de pe duc... la 35-40. Da. O colonoscopie să faci pentru a vedea... O dată pe an să mă duc la colonoscopie. Da, așa, de exemplu, și remeneu se face la întreaga coloană după 20-25 de ani, să vezi și tu în ce stare este colonata. Este exact. ca și cum te duce la dentist o dată pe an să vezi dacă dinții tăi sunt ok sau nu. <laughs> Asta este un ce cap okay. ca și analizele anuale. Deci, vreau să fac lumea, să trezesc lumea, să zic așa, sunt foarte mulți pacienți care calcă la mine în cabine și îmi spun că nu și-au mai făcut analizele alea generale de sânge din secolul de trecut. trei ani, 4 ani, 5 ani, indiferent de vârstă, indiferent ca 18 ani, 20 de ani, 25, 3, nu contează. Păi de ce să verifici dacă merge, că dacă găsești ceva. Păi de exact ce discutam anterior. Găsești pentru a putea trata. Dacă îl lași acolo și la stup cu nisip, cu lopățic, arunci, arunci nisip peste el sau pământ, pentru că nu te interesează sau ți este frică, atunci stai cu frica și s-ar putea să da. rămâi cu frica, cum să zici. Dar nu o să fii dezamăgit dacă analizele sunt bune că ai dat banii degeaba? Există și alte opții <laughs> unde bilet de trimitere și alte chestii, vorbesc de cele generale, dar da. să fiu sincer, hai să nu avem mentalitatea da, asta normal, a românilor. De ce să dau bani pe sănătate? De ce? Deci e prea scump. Păi nu sănătate mă duc. Dar sănătatea e de la Dumnezeu. Să-ți dea, <laughs> să dea, Dumnezeu sănătate. Îți dă Dumnezeu. Știi cum e? Îți bagă și în traistă, dar nu. Ideea e că trebuie să ai grijă de ea. Nu suntem ca la pisici, cum se zice. Între ghilimele avem nouă vieți. Am ratat una, o avem pe a doua până la a noua. Da. Avem ceva, că se zice că viața e scurtă, de ce să stau să mă stresez, să mă controlez, să nu știu ce ok, nu te controlezi cap coadă ce capul ăsta nu-l faci odată dată pe an și să pierzi o săptămână. fă doar o dată pe an alea generale de sânge, să vezi și tu cum sunt TGU, tgp FICA, ficat, transaminazele, colesterolul, toate alea, pentru că de la colesterol mărit foarte mulți în timp ajung la boli cardiace, să subțiază vasele de sânge către inimă. Cel mai scurt, cel mai ieftin pachet de analize e 99 de lei la laboratoarele astea. Am văzut că sunt tot de promoții inclusiv pentru pensionari. Da, 99, 149, 199 și îți bagă un, acolo un cărnat de analize. Te și le faci și te -ai liniștit. Eu le-am făcut la e ca să te liniștiți. Of. Li s-a schimbat starea. Dintr-o dată au văzut că sunt mai bine, au mai văzut că trebuie să mai lucrezi un pic la colesterol. Dar na, vârsta. Însă, dincolo de analizele astea regulate, sunt puține chestii pe care Medicina modernă ne-a adus RMN-urile, CT-urile și toate lucrurile astea Însă de osteopat nu prea am auzit Pentru că avem foarte puțini S-a făcut așa puțin pielea de găină? Așa este Așa este Uite, a început de vreo Un, un an, doi, trei să apară așa Un pic pe, pe piață La televiziune un pic osteopatia Să zic de ce uh, mulțumită colegilor mei, să zic așa între ghilimele, mulțumită mie pentru că încep să latru un pic pe la garduri, să zic, uite, mai existăm și noi, nu neapărat ca și disciplină de sine stătătoare, dar existăm ca și opțiune în tratamentul și în ajutorul oamenilor, pentru că ideea este că este bine ca toți din domeniul medical să facem front comun și să ajutăm pacientul. Nu contează cine a ajutat, că unul a ajutat doar 10%, unul te-a ajutat doar da, cu o trimitere. Da, Explicăm ce face osteopatul. Ajută-mă să înțeleg, uite, ia de la zero, da? Intri în cabinet. Așa. Fii atent, intri în cabinet. Uh, intri în cabinet la mine, bineînțeles, te așezi pe scaun, te întrebi... Glumesc acum, dacă vrei apă, cafea, ceai, glumesc. Te așezi, luăm Așa. o fișă de consult te pui frumos la masă cu mine, stăm așa față în față și începem un pic să povestim pentru început. Ideea este că îți fac un scurt istoric, ca și la medic, te întreb de ce suferi, de ce ai venit pe la noi, ce te deranjează, ce toate cele ca și prim răspuns, să zic așa, foarte mulți dintre pacienți zic, păi, n am nimic, sunt perfect sănătos. Pă Pe la jumatea sesiunii sau spre sfârșit, stai că mi-am amintit, mi-am fracturat glezna, am dat cu capul în copilărie, mi-am spart capul, vezi, pentru că creierul la început, fiind stresat și un pic așa constrâns, nu stă să scoată tot afară să povestească. Mm -hmm. Bun, revin la, la ideea mea, la consult. După ce îți fac această anamneză sau acest scurt istoric, bineînțeles, te dezbrac la lenjerie intimă, pentru cine dorește, cine este pudic, rămâne în hainele lui, bineînțeles, dar să fie cât mai mult la pentru a putea vedea uh, coloana, postura și pentru a putea evidenția multe chestii. Apoi te evaluezi din punct de vedere uh, fizic, te pui pe pat, uh, îți, uh, evaluezi organele interne, te întreb. Exact ce am spus. Dacă ai avut anumite probleme, nu știu, helicobacter pilorii, dacă ai avut gastrite, ulcere în trecut sau orice chestie care ți -a, ce ți-a perturbat organele interne sau, mai bine zis, viscerele. Păi, aia spalpezi diafragmele pentru că ele sunt foarte importante nu doar în respirație, ci și în mecanica coloanei. Mă uit, după cum ai văzut, și la articulația temporomandibulară. Le mulțumesc, chiar mă gândeam aseară, îmi făceam așa spiciu în cap, gândindu-mă că o să vin aici și ziceam, cui o să mulțumesc eu pentru că am descoperit osteopatia. Mulțumesc profesorilor mei din Italia, cu care am făcut, osteopatia e foarte populară în, în Italia. De cât timp există osteopatia? 1960, cam așa. E tână. Around, da. Ai că a ajuns la noi, 60 de ani mai târziu, am aflat și noi. Da. Ideea e, uite, în Franța, de exemplu, osteopatia, pentru că tot divagăm așa, există în anumite zone ale Franței, în anumite orașe, pe ambulanță există, pe lângă șofer, asistentă, doctor osteopat. Pentru că sunt recunoscuți în codul muncii. La noi, în România, osteopatia nu există ca disciplină. Lasă-mă să ghicesc, intră la masaj. Exact. Serios. Și când intră la masaj, ni se umflă așa, cum să zic eu, se ridică părul pe șira spinării, înnebunim, nebunim, da. ne perpelim, ne învârtim. Da, Din da. păcate, să spune că noi suntem... A, voi faceți masaj. Și recuperarea kinetoterapia, tot masaj este considerat. Nu se, știe, nu se știe real, nu de către noi specialiștii, nu se știe real definiția sau vă trebui, ce se ocupă fiecare cu ce se ocupă. Vă eu pot să-i explic. Vă trebuie niște lobby, cineva să intre în Parlament să bage chestia asta în nomenclator, nu? Cât de greu e? Păi să luptă Facem cei de la Colegiul Kinetoterapeuților, pentru că noi aparținem de Colegiul Kinetoterapeuților, avem mal praxis, avem Colegiul ca și Colegiul Medicilor, da? Doar că s-a încercat în guvern să se introducă această disciplină, profesorii mei, Gianluca Ceino și cu Dan Mezei, deci a trebuit să vină un italian la noi în România să încerce să revoluționeze și să introducă osteopatia pe piață, ideea este că au încercat să o introducă ca și disciplină în facultăți. Să se facă prin anul 2-3, când deja există, după primul an, o bază, anatomie, fiziopatologie, toate cele. A încercat să o facă, pentru că a zis, hai să o luăm de timpuriu pentru a înțelege studenții mult mai bine. Nu s-a reușit nici până în momentul de față. Nu s-a reușit, s-a oprit nu, undeva. Nu, nu s-a reușit, e reflexiv. Nu ați reușit? Nu pentru am că... reușit, da. Pentru că nu știu blocat de prin guvern, nu intru în Se politică și alte Au chestii. Au alte urgențe. Până la urmă trebuie să -ți menții presiunea, să știi. Din experiența mea, autoritățile nu sunt niciodată proactive, ele sunt reactive. Dacă tu, tu știi chestia asta la osteopatie, apeși presiune pentru a obține un răspuns. Exact. A Orice acțiune are și o reacțiune, da. Apply more pressure. Exact. Ok, deci a, există o osteopatie din 1960. Gândește-te că în afară zici, a, zici, a. E, e facultate de 3 ani sau de 5 ani în care te duci de luni până vineri la cursuri 7-8 ore pe zi, da, și studiezi osteopatia. Că oamenii doar ce văd manipulările și cum lucrez, ăla rezultatul final a ceea ce ai învățat. La osteopatie se face anatomie ca la medicină. Ca la medicină facem tu, disecții tu... toate cele. Și tu ești osteopat? Da, eu am terminat cei 5 ani clasici care să facă în România pe sistemul Bolonia, 3 ani de licență pe kinetoterapie și încă doi ani de master pe neurologie și recuperare somatofuncțională, adică cei ce au suferit accidente vasculare cerebrale, ischemice, toate cele. Și apoi m-am supra-specializat, pentru că nu e obligatorie osteopatia, da? o faci doar dacă îți dorești să înveți ceva extra și încă 5 ani de osteopatie. Plus, încă 5 ani. Da, încă 5 ani, știu de un, 10. Și unde ai făcut? În România, italienii vin în România. Serios? Da, vin din două în două luni, vin în România și susțin cursurile. Durează 5 ani de zile, la sfârșit vei susține un examen practic scris pentru ca apoi să fii sau nu, să promovezi sau nu. La o instituție de învățământ din Italia? Da, în Bolonia. În Bolonia. Da, la Spine Center se numește clinica. Unde se duc toți fotbaliștii la... Exact, aia este clinica. Acolo se și operează și aia sunt... Aia este clinica, o... prima oară a pornit ca și clinică de osteopați și apoi au intrat în colaborare cu chirurgii, ortopedi, pentru că am și spus, este o, o mână spală pe cealaltă. Deci cred că la Bolonia s-au reparat mai mulți kilometri de picioare decât avem noi autostrăzi. Știu, la Roma mai este... Da, așa este. <laughs> purul adevăr, trist, dar purul adevăr. La Roma mai este o universitate și sunt clinici extraordinar de bune la Roma și asta am aflat-o chiar de la jucătorul nostru Răzvan Marin, jucătorul național de fotbal, el a fost și pacientul meu și mai colaborez cu el. Da, este spor național, știi cum e, cum e fotbalul la noi, spartul de semințe și băut bere, spor național, Sunt sport, este un sport național, așa este osteopatia în afară. Italia, Germania, uh, Anglia, foarte mult a evoluat pe partea asta, o mai spun, Noua Zeelandă și Australia. E adevărat că ce am auzit, că nu sunt nici măcar 10 osteopați în România, cu Patalama? Trist, plus, plus, minus, ești aproape, plus, minus, 1, 2... Ești aproape, e la limită. Uite. Este la limită, e ca și cum ai trece, ai puls 180 și la limită ai trecut și tu linia fără să faci POC. Deci, practic, tu ar trebui să fii extrem de ocupat și ești. Sunt extrem de ocupat. Ideea e, mai sunt, uite, nu există specializare osteopatie pediatrică. Există doar unul sau doi sunt care lucrează cu bebeluși. Cum este o altă disciplină. Doi oameni. Doar doi oameni, atât, în toată România foarte buni, dar doar doi oameni. Îți că la un moment dat ajung și ei să fie supra-solicitați. E nevoie, e nevoie de un suflu nou, să zic așa. E nevoie da. de tineri care să îmbrățișeze chestia asta. Dacă îți place așadar să lucrezi cu oamenii, poate să lucrezi cu oamenii direct, să bagi mâinile și să simți. Poate încerci și altceva decât masaj, nu? Ar trebui să fie un slogan. <laughs> da, exact, am da. și altceva decât masajul Noi nu discredităm masajul, că și noi Doamne am început tot cu masaj tuturor ne place masajul Știi cum e? Ca și cum mai începi, ești învățăcel într-un cabinet de avocatură Faci o hârțogăraie, aduci o cafeluță, prima jumătate de an, primul an Așa și noi, primul an mai faci un ultrasunet, o parte de fizioterapie Mai faci un masaj, mai faci un drenaj După aia Dacă dorești să evoluezi, evoluezi Asta este ideea dar uh, acum să nu discredităm, să nu considerăm ca fiind o chestie de amator partea de masaj, pentru că nu, nu, nu. E, e, greu să găsești un masaj bun în România. Corect, trebuie să ai foarte bună manualitate. Foarte bună. Adică când pui mâna pe pacient sau pe client, da, să simtă pe lângă căldura mâinii, să simtă că ești gentil. Masajul este o artă. Deci chiar este o artă. Nu trebuie să pui mâna, că aveam noi glumele astea la osteopatie, la fel unde trebuie manualitate foarte mare. Uh, erau anumite discipline medicale, nu dau exemplu, în care, chirurgi, da? În care puneau mâna, puneau mâna, parcă puneau faianță. Și profesorii italiani zicea, oh, nu punem faianță, bolțar și alte chestii, mai gentil, mai gentil. Deci e ideea că și ca masor, și ca osteopat, ca ce vrei tu, trebuie să ai manualitate, să fii blând în mișcări. Să nu fii dur. Ok, una e fermitatea cu care faci uh, procedurile, una este greutatea cu care pui mâna da. pe pacient, mișcările cât de sacadate sau violente uh, le execuți. Acum, cei mai mulți, când ne gândim la manualitatea de care vorbești tu, ne gândim la un masaj bun, că am vrea să ne relaxăm. Cei mai mulți dintre noi ne ducem după un masaj de relaxare și cred că e ok să-l găsești pe la bun, un pic mai complicat. Știam că aveam la un moment dat parcă ceva școală de masaj, dar între timp am trecut cu toții prin tot felul de trenduri mode în astea, masajul suedez, masajul nu știu care, masajul tailandez, balinez. Da, ca, care ca... vine din partea aia, e foarte... Care e masajul a... care e bun pentru români? Tu Au... Ce recomandă la masaj? Ideea este ce își dorește omul. Dacă vine doar pentru, dau un exemplu, relaxare mentală, emoțională, poți să faci un masaj tailandez, pentru că am lucrat în Dubai trei ani și am fost manager la o clinică unde se făceau osteopatie se făceau aceste masaje, aceste proceduri. Masaj cu pietre, masaj cu toate nebunile, toate tipurile. Funcționează alea de... cu pietre, apropo? Funcționează, dacă nu sunt încinse foarte rău, funcționează. Se să le... chiar să punem da. la ceva? Că mi se pare că este așa o chestie de poză. Nu, 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 funcționează, ele relaxează, dar și acolo trebuie, este o artă, trebuie să știi cât să lași în, să se încălzească pietrele, pentru că risc să faci o arsură pe piele clientului. Adică nu e de joacă cu chestia aia. Doamne, ajută și mulțumim lui Dumnezeu că nu am avut astfel de incidente. Revenind la ce m-ai întrebat -o, ce s-ar potrivi, ce își dorește omul? Dacă își dorește doar o relaxare uh, emoțională, mentală, poate să facă un masaj thailandez sau dacă este de natură ușor spre medical, adică anumite contracturi musculare, blocaje musculare fasciale, poate să facă un deep tissue masaj, să numește, în care se combină cu ușor cu presopunctură, cu puncte trigger, să numesc, da, deci să apasă niște puncte de contractură, da, menții această presiune constantă până se eliberează sau se dispersează contractura și implicit și durerea din zonă. Hmm. Eu merg foarte mult pe ideea, și mie îmi place să fac masaj de relaxare, dar eu merg pe ideea aia, știi, sunt mulți oameni care au zic, dau un exemplu, ia pastila asta că îți face bine. Da, da, ce gust are. Nu, mai bine nu iau, mai bine mi-e rău. Așa e și cu masajul. Mă, cam doare, deși el are beneficii medicale în final extraordinare și te și relaxează mental, clar. Dar eu sunt uh, tipul ăla de individ. Dacă îmi spui că face bine, da, dăm și cu genunchiul în spate. Fictiv vorbind, dăm dacă știu că face bine. Da. Asta e ideea. Sunt total de acord. Când mă duc la masaj, bă, mă întreabă, more pressure? E yeah, more pressure. More? More, de acolo. <laughs> și mi-am creat o rezistență la asta, că am și călătorit un pic prin Asia și am avut șansa să fac acolo. Și toată chestia asta de ritual, care la început mi se părea... Mm. Mi se părea așa de show. Mi se părea că e, da, e drăguț să ai verdeață, să vezi culori, muzica aia. Bă, dar e puțin că toate astea se leagă în cele din urmă. Normal îi creează creierului o stare de bine. Tu vezi toate decorurile, auzi muzica, da? Deci la nivel uh, uh, olfactiv da? Uh, și uh, auditiv, îți, îi creează creierului o stare de bine, îi creează sistemului nervos central o relaxare. Altfel tu stai ca un baticrat așa, stai ca pe ghimpe, te pui pe masă și zici, da, hai, când începe? Se întâmplă asta. Mi s-a întâmplat mie cu pacienți, da? Da, m-am pus. Punea mâna, de exemplu, pe cervicală să îi palpez un pic cervicala, își ridica capul. Lăsați capul relaxat. Iar, își ridica capul. Până îmi zice, la un moment dat zice, nu mă pot relaxa. Eu nu știu să mă relaxez. Pentru astea sunt chestiile astea, de exemplu, la masaj. Toate da. chestiile astea sunt pentru a ajuta omul din exterior, în interior, să se relaxeze. Altfel, masajul ăla e egal cu zero. Deci trebuie să duci de câte ori ca să înveți să te relaxezi. Exact. exact să știi că mulți nu știu să se relaxezi. Deci asta este o problemă Nu știu să se relaxezi. Le zic să stea cu ochii închiși. Deschid ochii să uite. Să mereu un alertă cu sistemul vegetativ. Mă, ce -s Dar de ce s-a auzit bubuitura aia? Dar patul ăsta scârție. La un moment dat mă buvnea râsul. La un moment dat m-am speriat și eu. Până mi-am dat seama că asta e o formă ușoară de nevroză. De? Nevroză se numește. Nu, nu înseamnă nebunie. Nevroza este da. rezultat șo, am fost nevrotic, m-am vindecat. Nevroza este rezultatul supra solicitării creierului, stresului cotidian și a așa păi tuturor factorilor. Sunt suntem da. nevrotici pe aici. Da, dar toți care suntem Bine nevrotici putem să ne și bucurăm pentru că nu vom ajunge niciodată la schizofrenie sau paranoia. Pentru că e prima treaptă. Nu, nu mai ajunge. Odată ce ai făcut nevroză care este vindecabilă, este practic o scurcircuitare a sistemului nervos central, dacă după ce te vindești de nevroză este riscul redus spre deloc să de a mai face schizofrenie sau paranoia. De obicei, cei care fac schizofrenie, paranoia, nu prea au fost nevrotici înainte. A intervenit, a survenit un șoc emoțional violent pentru ei, și-au dat-o în schizofrenie sau paranoia. Hmm. Deci să zicem mersi că suntem nevrotici. Da, dar trebuie vindecată, adică nu se zice mersi și să ne să îmbrățișăm, să îmbrățișem nevroza. Da, da, măcar am scăpat de aia nasoală. <laughs> am scăpat, dar știi cum e? Trebuie și asta vindecat. Nu e bine să-ți sistemul nervos continuu. Deci mie mi se pare spectaculos felul în care tu reușești să vezi cu degetele. Tu pui mâna pe oameni, te-am văzut punând de pe picioare, ai și așa o forță în mâini. Da, de-aia nu pot lucra cu copilași foarte mult. Lucrez de pe la 5-6 ani în sus. Colega mea lucrează cu bebeluși, lucrează cu copii până la 5 ani. Pentru că e vorba despre gabaritul fiecare. Tu ai și făcut înainte volei. Am făcut volei de performanță și mai multe sporturi. Am cochetat cu sportul. Cum îi spune la asta? Ai o... Ciocanului Am un braț... De dacă te supără cineva uh, să, să, și dacă îl mângâi, cred că trebuie să-ți calibrezi forța. Deci că am lucrat la tenis, unde sunt destul de înalți băieți. am lucrat pe circuitul ATP, am fost la toate granzlemurile, sunt cam mari sportivi, așa, nu sunt rari Rar vezi ceva mai mic. Am... Deci tu nu doar că ai multă putere și control, dar tu vezi cu degetele alea, însă te-am văzut până mâna pe oameni, ajungem și la, la tenismen, pentru că mi se pare spectaculoasă bucata aia, dar tu când îți vine omul să pune pe masă, începi efectiv și îl lucrezi. Practic, tu te uiți la oameni și nu vezi oameni. Tu vezi în ei. Ansamblu. Da, v văd o mașinărie. Ce vezi, de fapt? Extraordinară întrebare. M-au mai întrebat, foarte puțin m-au întrebat chestia asta. Ce văd? Uite exemplu. Vii și îmi spui că te doare cervicalul. Ce văd eu prin, să zic așa, simptomatologia pe care tu mi-ai dat-o? Pentru că durerea este un simptom, nu este o cauza problemei. Corect. Pentru că, din păcate, se tratează simptom. Pastile, okay. injecții cu corticosteroizi, să-ți ia durerea. Se practică asta pe la noi. Te intri în cabinet și zice, v-ați luat pastilele de durere? Nu. Păi ce căutați aici? Ne vedem după ce le luați. Nu. Se tratează sursa problemei. Dacă mă doare aici, poate problema pleacă de aici, spre exemplu. Dacă mă doare genunchiul, poate problema pleacă de la lombar sau poate pleacă de la gleznă. Revenind, îmi zici că te doare cervicalul. Păi eu trebuie să am pe puțin 5 între 5 și 10 variante în cap. Prima prima dată, primul răspuns al creierului trebuie să mi dea 5-10 variante de diagnostic sau de situații pe care la care eu trebuie să mă uit sau pe care eu trebuie să le tratez pentru a ajunge să îți um, Schimbi ție viața în bine sau să-ți schimbă situația. De exemplu, la cervical. Dacă te doare cervicalul, zici, da, te întreb. Se duce pe braț. Este doar în zonă problema. Ai amorțel pe braț în caz că îmi spui, da, se duce pe braț. Simți în ultimile două, trei degete, depinde dacă e nervul radial sau ulnar. Știi că ai mai auzit chestiile astea. După aia, ok, mă uit Mă uit dacă există contracturi musculare. Poate situația este simplă, doar niște contracturi musculare. Și zic... Merge să lucrezi cu mine sau merge să faci celebru masaj deptișu, în care se poate rezolva, faci niște exerciții de stretching, niște uh, uh, alte manevre și gata, bine, nu scapi. Le menții, pe termen, menții acest plan pe termen lung și vei ajunge la starea de bine. Sau ești mai ieftin cu niște pastile. Sau ești mai ieftin cu niște pastile, corect. <laughs> pe termen scurt. Pe termen scurt. Păi eu trebuie să mă uit la umăr. Am descoperit că au foarte mulți probleme de cervical pentru că au avut niște accidentări la umăr în trecut dizlocări de umăr. Intervenții chirurgicale, pentru că au avut niște rupturi de tendon, de ligament. Au avut probleme cu cotul, nu a avut mișcarea necesară, range of motion-ul necesar, cotul și automat s-a blocat, blocat, întreg membrul superior. Mă uit, ceea ce ți s-a părut ți-e fascinant, apoi mă reîntorc și mă uit. Dacă au existat, există perturbări la nivel ocular. Dacă ochii nu focalizează cum trebuie, nu mă refer neapărat la citit apropiere distanță, deși și acolo mă refer. Sunt foarte mulți, vezi, sunt paranteze la mine peste paranteze. Foarte mulți copii își strică postura așa pentru că părinții nu-și dau seama că e o nevoie de un control oftalmologic, ei nu văd cum trebuie. Vin la mine și zic, pe unde v-ați dat seama că nu? Și îl doare cervicala de ochi. Da, pentru că automat, nevăzând bine la departare, de exemplu, copilul își face temele, nu-și dă seama clasa 1, clasa 2, stă așa cu capul pentru a-și rezolva temele. Și părinții se uită și zic, de ce studios e? Da, uite ce studios e. O, o, rezolvare ar fi să nu-și mai facă temele. Glumesc. Trebuie să-și facă, nu <laughs> abandonați școala copii, nu abandonați pentru că nu veți ajunge bine. Nu. Rezolvarea este, du-te cu el la un control oftalmologic. Du-te să vezi dacă are nevoie. Și făcut cel puțin o dată pe an. Exact. Dacă nu o dată pe an, măcar la doi ani, măcar la doi ani fără. De. Măcar. sau... Nu vorbesc despre aproape departe, de, în apropiere sau depărtare citit, vorbesc și despre Uh, mișcările în unghi. Păi, intră foarte mulți pacienți la mine, o să pară uh, funny să zic așa. Știi vorba aia, să uită cu un ochi pe mine și cu altul în altă parte? Nu e glumă, râdem glumim, dar e trist. Nu conștientizează, îmi zic, a, păi așa mă uit în copilărie. Păi și nu, nu te-ai dus să rezolvi problema? Păi nu, că oftalmologul meu e bine, eu văd bine la distanță și în apropiere. Păi da, păi ai fac testările cu pixul, aproape departe din unghiuri, ochiul care fuge, în păcate, nu focalizează cum trebuie mișcările obiectelor stânga-dreapta. Adică el când merge pe stradă, când stă într-o încăpere, sau orice activitate face, el se va poziționa greșit în spațiu, să numește. Pentru că nu focalizează cum trebuie cu ochiul. focalizând cum trebuie la nivel vizual, își va șifta sau perturba postura la nivel cervical. Hm. Și își pune capul... Aiurea? Da, mai pe românește rezolvarea asta. Rezolvă-ți ochii întâi. Ca să te doară cervicale. Exact. Foarte. Poți să bași pastile în tine până îți stomacul și ficatul pentru dureri, contracturii, midocal, pentru care mi-e o relaxant, da? da. Uh, poți să bași la midocal în tine, poți să iei midocal ca pe ciocolată întâi în fiecare de -a, de -a, zi. Da, stomacul cu el. Exact. În afară că îți distrugi stomacul, devii dependent. Uh, bine, nu. ideea e că întâi rezolvați sursa problemei, și apoi apelează și la pastile. Uite, te la și, nivel și auditiv, la fel. Nici n-am depășit cervicalul și cu capul. Da, nici n-am depășit. Asta este o altă specializare, se numește posturologie clinică, pe care o fac cu cei din Roma, tot italieni. Ține un an de zile uh, master. Trebuie posturologie, da. O... Adică... Posturologie. Se, se ocupă cu tot ce înseamnă postura corpului la general. Cum poate sau. Cum este sau de ce este corpul perturbat? Ce factor perturbă postura uh, corpului? Tu când te referi la perturbare, te referi la faptul că toți stăm strâmb. Exact. Există vreun om care stă drept? Da, cei care lucrează cu mine. <laughs> După ce lucrează cu mine, dă rușine, de frică. Pe că fizic simt că stau mai drept, sunt mai relaxat. Deja, deja simt așa. Da, câtevați, pe mă, am, am foarte mulți pacienți care stau în încăpere cu mine, stau pe laptop și zic. Eu le zic, mamă, ce drept stai. Și el îmi zice, păi ești tu aici în cameră de rușine. Și zic, lasă că e bine. Măcar sunt un factor extern ce te ajută. Nu, dar serios acum, lăsând gluma, e reală treaba, dar revenind la oile noastre, cum se zice, foarte mulți îmi spun, uite asta îmi place, chiar mi s-a făcut pielea de găină și zic, îmi spun, de când am venit la tine, conștientizez, îmi conștientizez mai mult postora. conștientizez cum merg pe stradă, cum stau pe un singur, cum stăteam pe un singur picior, cum stăteam picior peste picior, că dormeam prea mult pe burtă, referitor la posturile din somn, au început să conștientizeze. Sunt mai prezenți în viață, atât cu corpul lor, cât și în viață. Și zic, ce crezi că de când a venit la tine, mă uiți la alții din jurul meu și este dezastru. Păi asta vreau să te întreb. Cât, tu când mergi pe stradă, tu practic vezi oamenii altfel. Da, tu vezi mașinile, mașinările din oamenii. Fără ajutor, fără educație, fără un pic de ghidaj, câți dintre oamenii pe care le vezi pe stradă stau drept sau st au postura corectă. Unul din zece. Maxim tras. Nu știu, cu indulgență, unul din zece. Și restul de nou, practic, sunt pe cărarea aia către. Da. Ortoped, chirurg, exidocalm. Exact. Poate nici atât. Poate nici la aia nu apelează. Pentru că este o. este o mare problemă. Bătrâne... Nu... O să-i zic... zice bătrânețe, nu? Nu. No lasă bătrânețea ajung la 40 și spun mă dor alea m-a bă, ajuns te bătrânețea te-ai plimbat și știi asta în Australia fac mai mult sport oamenii de 60, 65, 70 de ani de 4-5 ori pe săptămână da. merg la osteopatie o dată pe săptămână, merg la masaj o dată pe săptămână să duc la ce vrei tu, jacuzzi, saune ce vrei tu, mai mult decât da. tinerii de la noi din România am fost într-o sală în state <gântu -i> și lângă mine pe bandă mergea un tataie de 80 de ani cu o tabletă în față și mă gândeam da. ăsta se uită la un serial, la ceva. Nu știi ce avea pe tabletă? Pacemaker-ul. Știu. Bă, deci, mo moșul mergea pe bandă și își monitoriza pacemaker-ul să nu-i pocnească inima, dar știa că trebuie să se miște. A ieșit el, mai apare unul și zice, intră un pic în vorbă și zice, hm, ce tânăr ești? Și eu mă gândeam, eu 40, par tânăr, pentru asta zice, ești ești cel mai tânăr pe care l-am văzut pe aici și zic, da, într-adevăr, scuze-mă, dar cei mai mulți sunt 70 plus aici în sală. Păi, da, da, da. Și zice, da, da, să știi că eu lucrez, uite, eu merg aici. Aș... Omul a da, venit să-și facă antrenamentul. Cum te-ai simțit? Prost m-am simțit. Cum adică, cum adică sunt eu cel mai tânăr? Și mă gândeam, bă, totuși... Eu sunt super ambițios, dacă îl văd pe unul de 80 de ani, că face chestiile bă, astea și dici, eu nu fac la la 70. Pentru că ei au cultura asta confort cărea sportul te ajută sau mișcarea te ajută, indiferent sub ce formă este mișcarea, că e mers pe bandă, că da. este bicicletă, că este not, că e ridicat de greutăți, deși e bine să le combin pe ambele, și cardio, și, sau mai bine zis ca efort, aerob, anaerob. Da. să faci și cardio intervale ce vrei tu, să transpiri un pic, să-ți crești pulsul pentru a activa circulația în întreg corpul da? și să fluidizezi țesuturile, cât și să ridici greutăți. Ok, adaptat la nivelul tău. Bine, nu te-a pus să ridici sute de chile, tu ne mai făcă niciodată, pentru că dacă faci asta, da. te vezi cu mine în două, trei zile sau direct cu chirurgul. Asta e ideea. Am văzut asta, că mulți oameni care se apucă de sport îi dau tare, tare, tare și după șase luni ridică nu știu ce greutăți și pe aia le pocnește cât un tendon și ei nu -și dau seama că mușchii se întăresc mai repede decât... Uh... Hai ca să-ți mai zic ceva cu ruptura mm. de tendon, că îmi spun toți. Ma am făcut mișcarea și m-am rupt. Nu, aia a fost doar cireașa de pe, de pe tort. Ceea ce ai făcut în momentul ăla a fost doar... Uh, ultim. Exact, am spus bine, ai pus așa, pe tort la final, doar îți mai punem lumânările și sufli și îți urăm la mulți ani. Nu te-ai rupt în momentul ăla de la forța aia sau mișcarea aia. Aia este, este rezultatul unei uzuri continue, da? Pentru că tu nu ai făcut, nu ai ridicat corespunzător, n-ai avut o tehnică corespunzătoare, o postură corespunzătoare. Le-ai repetat zi de zi mișcările alea sau săptămână de săptămână? Și în momentul ăla, la un moment ți-a zis: Ted, nu, după șase luni, un an, ți-a zis: Bă, m-am plictisit de tine, eu am plecat. S-a rupt. Da, e adevărat că ce am zis eu mai devreme. Mușchii se întăresc mai repede decât închieturile. Pentru că mulți oameni se duc să pompează repede, li se pare că au devenit puternici și fac mm, exerciții prea grele. E și da și nu, pentru că sunt în conexiune mușchii cu articulațiile, pentru că sunt legate de tendoane și ligamente. Da, Vezi rezultatul ca și, uh, uh, din exterior, să zic așa, că se pompează mușchiul și se formează mai repede, da? Însă, nu uita că dacă faci mișcări complexe pe toate uh, amplitudinile de mișcare, ce înseamnă uh, aplecare sau cum le numim noi flexii, extensii, rotații, da? Îți antrenezi articulațiile în momentul ăla. Fie okay. că vrei, fie că nu vrei. Pentru okay. că tu faci un lucru mecanic, activezi musculatura, ea se contractă pentru a produce acea mișcare, dar la rândul ei antrenează și articulația. Am mai auzit oameni care se antrenează, care spun că la un moment dat îi dor mușchii dacă nu se antrenează. Îi dor închieturile dacă nu se duc să se tragă de. Da, de și ceva. La, la toată lumea se întâmplă asta cu dorul, să te doară închieturile pentru că nu te antrenezi. Ideea este că nu se fluidizează. Se produce acel lichid sinovial, mulți au auzit, deci când faci mișcări, fie că faci ridicări de greutății, alergare, gimnastică, medicală sau ceva, tu când miști articulația, pe lângă că miști musculatura, în articulație produci un lichid sinovial care, acel lichid, are rolul de a fluidiza articulația pentru a nu se ajunge în timp la frecat cartilaj pe cartilaj, se distruge cartilajul și apoi să se frece os pe os, să se distrugă osul și să se ajungă la proteză de aia, de exemplu, rolul acidului hialuronic la cei ce s-a dus au fost extraordinar de sedentari sau au o, o boală uh, degenerativă care înseamnă se distruge pe zice trece tot mai mult. Da? Acidul hialuronic, de exemplu, este un ajutor din exterior. La cei ce articulația nu mai produce lichid sinovial Și de ajunge. Se, se injectează? Se injectează sub ghidaj CT sau simplu. Depinde în ce zonă articulației, mm -hmm. sau dacă este intraarticular sau extraarticular. Depinde. Și ce uzură se face de nevoie de injecții cu acid hialuronic la buze? Nici. Bună. <laughs> Bună. Asta. Uh, acidul hialuronic are proprietatea de a hidrata, de a ajuta corpul să producă în zona aia mai mult colagen. Uh, acidul hialuronic a avut uh, are întrebuințare în domeniul medical, dar după studii s-a descoperit că este bun și la nivel de piele. De piele, da. Bun. Hai să mergem la partea asta de... Prima, prima senzație asta e când ajung la osteopat, din ce am... Asta e percepția mea. Te surprinde că nu e masaj seamănă masaj, dar nu e masaj. Primul lucru te gândești, mi-aș plăcut să mă relaxez un pic aici. Bă, dar ce faci asta acolo? De ce? Și de aia am insistat pe întrebarea asta că tu vezi cu degetele, pentru că felul în care umblă mâinile unui osteopat e diferit față de orice altceva am văzut la cei care fac manualitate. Și una din chestiile uh, asta ok, hai să zicem că te-am văzut uh, uh, prins picioarele, umbli pe glezne, te duci pe... Uh, pe tot felul de mușchi, apoi vezi încheieturile, treci la cap, la cervicală, cum ai spus tu, și verifici postura. Am văzut inclusiv că folosești o felul de softuri care verifică dacă stă sau nu coloana dreaptă. Chestia asta o înțeleg. Însă asta, dincolo de suprafață, că noi vedem, să zicem așa, coaja asta, vedem pielea. Cum ajungi să vezi în interior? Pe ce te duci? Așa am auzit cuvântul ăsta pe care aș vrea să mi-l explici, care e treaba asta cu fascia? Ok. Fascia este un, ca primă abordare, e definiția ei. O definiție simplă este un țesut de legătură da? care acoperă întreg organismul, adică este peste acoperă musculatura, organele interne. Uite, un exemplu pentru un exemplu ce va ajuta lumea să-și facă un exercițiu de imaginație, meningele o fascie. Mm -hmm. Meningele la care atunci când se inflamează se face meningita, da? Uh -huh. Meningele este o fașce Deci ea este o peliculă Un țesut cu terminații nervoase Conectată direct cu creierul da. Și ea Reacționează La orice stimul intern Cât și extern Stimul chimic Psihoemoțional fizic Anume Te-ai lovit Ea reacționează în zona unde te-ai lovit Se, se strânge se blochează, se, se rigidizează, ăsta e cuvântul, se rigidizează. Iar noi ca osteopați încercăm prin manipularea uh, fasciei cu ajutorul mâinii noastre să elasticizăm și să relaxăm fascia în zona aia. Ai, int, ai o intervenție chirurgicală unde rămâne o cicatrice, pentru că asta este uh, modalitatea naturală a corpului de a repara țesutul. E, cicatricea aia în zonă, ok, s-a reparat țesutul, ești fericit, dar cicatricea aia în zonă va aduce automat perturbări atât externe, vizual, că nu-ți place o cicatrice, cât și la nivel de mușchi, fascie, da? Dacă este cicatrice, înseamnă că în zona aceea, din punct de vedere metabolic, lucrurile nu mai funcționează ca la început. Uh -huh. Deci trebuie noi să stimulăm cicatricea, nu facem să dispară, pentru că au venit mulți să mă întrebe, mă faci să, îmi faci cicatricea să dispară? era bine, eram, îți dai seama, miliardar dacă făceam cicatricile să dispară. Nu, Cicatricea nu va dispărea niciodată. De exemplu, cum e la implanturi. Femeile care își pun sâni sau femeile care au cezariană sau ceva, e iar o cicatrice. Noi ce putem să facem este doar să creștem elasticitatea cicatricii și automat să creștem vascularizația și metabolismul în zonă. Pentru că sunt foarte multe, de exemplu, femeile cu cicatrice după cezariană suferă de probleme cu ovarele, vezică, Colon, lombar și în sus după aia. Dar primordial, ca existență de imaginație, este întâi în zonă. Afectează chiar și locomotor uh, mișcările uh, coxofemoralelor, sau mai bine spus, a bazinului. Nu, mai avea, nu va mai avea bazinul aceeași amplitudine de mișcare. Păi da, da, sunt foarte multe femei care au făcut cizăriană și după aia se duc și fac sport și antrenează, au, au și antrenează, pătrățele. Da, Au pătrățele, dar vezi că toate când ajung pe masă sau ajung la noi pe masă, oric, fie la mine, fie la colegii mei, spun că simt mult mai rigid sesutul în anterior. Când fac abdomene sau stau un atârnat, simt că trage ceva de jos din zona cicatricii. Mhm. Mm și este slab vascularizat. Dacă stimulezi faci o ușoară fricțiune pe cicatrice, vezi că nu ajungi la hiperemie, adică să se înroșească, să crească vascularizația externă, nu ajungi atât de repede, ajungi foarte greu, pentru că este sugrumată circulația de foarte mult timp. Pentru că atunci când s-a făcut la loc lipitura, nu s-au legat toate, da. toate vasele între ele. Am paciente cu implanturi mamare care ajung să aibă cifoză de la greutatea ah. pe care o duc. În afară de asta, de la postura pe care o capătă, se scortează țesutul anterior și devin cocoșate. -ă... Asta e cifoza, nu? Când coloana face așa. Când, exact. Când, Când se cocoșează. Se curbează mai mult decât trebuie coloana. Trebuie să existe o curbură, pentru că mulți vin și zic ia vezi, poate am o scolioză sau o cifoză moi la ei. Este fiziologic, adică normală de naștere, trebuie să existe, dar să nu depășească anumite grade. Pentru că nu e nimeni, nu se naște nimeni perfect drept. Corect. Nu există o definiție, că multe lume... Care e definiția posturii corecte? Nu există postură corectă. Adică nu există niște grade exacte, exacte pe hârtie pe care să ți le pun și să se... să fie omologate, gata oameni. Dacă între 20 și 30 de grade de. coloana, spre exemplu, toracală se curbează, gata. Ai cifoză, treci la recuperare. Trebuie să nu-ți perturbe calitatea vieții. Asta este ideea. Plus că postura noastră nu prea e naturală. Exact. Și corpul adaptează de foarte multe ori, după cum ai văzut. Faci o întorsă, ceva. Ai văzut cum șchioape sau sari pe celălalt da. picior, involuntar, da. de, de la nivelul subconștientului, pentru că creierul este uh, creat să te facă să supraviețuiești, pentru că ar însemna că la orice lovitură te lovești de colțul aici, gata. Stai în pat o săptămână până zrevi. De ce stai în pat până îți face corpul în așa fel încât să te facă funcțional. Că pierde pe o parte e cu totul altceva. Acolo intervenim noi specialiștii pentru a nu crea suprabalansarea asta sau supracompensarea. Dar în natură cimpanzei nu au steopas, nu au doctor, nu au ortopezi, <coughs> dar nu mergând în două picioare decât foarte puțin. Știu, acolo e o altă adaptare. Fiecare are inteligența lui. Da, m-am uitat la un documentar despre cimpanzei care mă fascinează, că am mai vorbit despre el, nu vreau să par obsedat, dar mă uitam că la rudele noastre cele mai apropiate, că sunt, nu? Din regnul animal, cimpanzii cei mai apropiați. Au niște umeri masivi și merg în brațele alea și pot să stea atârnați într-o mână de la câteva luni, un an, și se plimbă așa, adică dacă pui un om să se țină cu brațele așa ca să supraviețuiască, sunt puțini care vor trece de primul minut. Pentru că este adaptarea diferită. Ei își folosesc membrele superioare mai mult, noi ne folosim picioarele mai mult. La un om, membrele inferioare natural trebuie să fie mai puternice decât brațele. De exemplu, un bench press împins de la piept cu bara sau cu ganterele va fi, va fi mai mic decât un back squat, o genuflexiune cu bara pe spate. Corect pentru că mergem utilizăm picioarele mai mult, nu mergem în mâini. Da. A, gimnaștii de exemplu, care își folosesc brațele, pentru că vezi, este diferit de la activitate la activitate, pentru că au făcut de timpuriu de mici. Foarte, mișcări unde, foarte multe mișcări unde și-au utilizat brațele, la inele stat în mâine astea, au o forță mai mare uh, pe brațe decât uh, restul oamenilor. Dar asta nu înseamnă că brațele mai puternice decât uh, picioarele. Acolo, și acolo trebuie să lucreze și să compenseze uh, un pic, să ajute un pic corpul. Dar în mod clar. natural, picioarele sunt mai puternice. Da, dar asta nu înseamnă că așa cum te-ai născut, așa ar trebui să-și arăți, pentru că și tu ești un exemplu, ești mult mai lată în numeri pentru că ai făcut volei, dar, de a venit la mine aseară un gimnast. L-am văzut de când venea spre mine că băiatul ăla a, a lucrat ceva pentru că era așa. Da, da, da. La fel, la fete, dacă le dai de tineri la not sau la basket sau la handball și se dezvoltă foarte puternic în numeri. Adică ne avem capacitatea asta de a ne transforma corpul în funcție de ce îi cerem, nu? Da, e vorba despre neuroplasticitatea creierului. Asta este ideea. Neuroplasticitatea înseamnă, dau un exemplu, te duci la handbal și arunci de 300 de ori pe săptămână sau pe zi la poartă. Dacă arunci de 300 de ori, depinde cu ce braț. Eu sunt stângaș, de exemplu. Deci dacă arunc la poartă de 300 de ori, cu mâna stângă, automat îmi creez conexiunile neuronale pe partea dreapta a emisferei cerebrale referitoare la aruncarea mm -hmm. la poartă. Și așa ți-o perfecționezi. Mm -hmm. Bineînțeles, o perfecționezi și devine un automatism. Așa, așa fac uh, da. uh, sportivii. Își creează o neuroplasticitate repetând de mii de ori, sau de zeci de mii de ori pe săptămână, pe lună, uh, acea mișcare. Dar nici nu ai nevoie de mii de ori. Eu am făcut experimentul ăsta cu fica mea, că mi-a zis că îi se părea că este slăbuță la handbal, că au început să facă la școală. Și au zis, ia afară. Am luat mingea și am aruncat mingea de la unul la altul de niște zeci de ori. Nu mii, niște zeci de ori. Păi după primele 5 minute de doar pase, în nu trebuie să faci nimic complicat, doar aruncă mingea de la unul la altul. Băi, dintr-o dată n-ați să mai alergăm unul după altul sau să căutăm prin, prin bălării mingea, pentru că am început să ne pasăm corect. Dar și mie și ei ne-au luat câteva minute să ne calibrăm lovitura, pentru că nu era vorba de mușchi și de mână era vorba despre creier, cum s-a calibrat, cum v-ați așezat despre ce vrem noi în spațiu și ați început un pic să prindeți și mișcarea și să vă așezați cum trebuie să primiți mingea, că poți să arunci foarte bine, dar să nu arunci pe direcție, de exemplu, sau tu să nu fii pe direcție când, Corect. când primești mingea. Deși eu, știi, natural, natural și la bebeluși, când arunci o minge, instinctual de cu piciorul în minge, ca la fotbal, copilul. Ok. Deși mie mi se pare, de exemplu, că la handbal și cu handbal, volei, basket, ok, nu vorbim biomecanic despre mișcare, dar mișcările cu mâinile sunt niște mișcări naturale. Da. Da? Astea de prehensiune, de apucat, dus la gură. Ah. Eu când am lucrat pe neuro la, în spital, prima oară reabilitai membrele superioare, adică brațele, și apoi picioarele făceai stat în picioare și mers. Câte să mănânci. Exact. Să te alimentezi. Și să poți face restul lucrurilor. Da. Ok, după studiile recente, și adevărat, după un accident vascular cerebral, prima dată încep cu reabilitarea articulației temporomandibulare. Pentru că atunci când faci un stroke, pe engleză, când faci un accident vascular cerebral, să contractă atât de mult maxilarul în momentul a la ă, accident, încât după aia rămâi cu foarte multe tensiuni la nivel cervical și apoi pe întreaga coloană. Deci întâi reabilitezi, relaxezi și lucrezi zona asta și apoi încep cu ă, brațele și cu membrele superioare. Nu e de mirare că oamenii stresați scrâșnează din dinți. Exact. Bruxismul, da. A da. celebrul Bruxism, care nu face altceva decât să-ți tocească dinții da, în somn, se și vede pe dinți. Asta este efectul. El are două cauze. Unul ar fi dovedit deja partea emoțională, stresul, da, ești un tip foarte emotiv. Și doi, dacă este vorba de copii până la 5, nu, până la 7 ani, ar fi o bacterie în intestin. Păi am auzit chestia asta. Cum adică? Este o bacterie, încă, mai, încă se mai studiază pe tema asta, nu sunt studiile... Una din bacteriile alea multe de acolo, care cele mai multe sunt bune și ai da. nevoie de ele. Da, nu s-a zis încă numele bacteriei, o să mai studiez pe tema asta, încă mai studiază ei oricum. Ar fi și că o bacterie ce trăiește în intestin, da, și uh, perturbă extraordinar de mult chestia asta, urcă și influențează, bineînțeles, uh, sistemul nervos. De exemplu, Parkinsonul, ci că ar fi dată tot de o bacterie. O bacterie care pe parcursul vieții urcă din intestin în creier și duce la un proces degenerativ al sistemului nervos central. Și îți afectează mișcările astea, grosiere micro... și toate cele. Deci ne-am întors la microbiom și am o întrebare. Cât de mult, după cât ai văzut, după cât ai lucrat uh, și după cât ai studiat pe partea asta, cât de mult crezi că suntem noi în controlul creierului nostru și cât de mult ne controlează bacteriile alea din intestin? În control suntem prea puțin, mai mult ne controlează creierul, din păcate, iar dacă revenim la microbiom, e un antrenament, asta vreau să zic. Nu-ți iese din prima. Mulți să supără, devin triști, să frustrează. Mamă mie, nu mi-a ieșit ca la tine. Le dau oamenilor să-și administreze probiotic și prebiotic și trebuie eu să-i întreb, sunt reminderul reminder lor, v-ați luat probioticul astăzi? De când nu ne-am mai văzut, v-ați administrat probioticul? Aoleu, am uitat să ajung la farmacie. Nu mă deranjează. Este și rolul meu de suport emoțional da. și de, de reminder. Dar ideea este că trebuie să exersezi, pentru că la început nu îți va ieși. Te controlează foarte mult creierul. Te iei cu alte activități. Nu, Te iei cu... nu cât creierul, cât elefantul ăla, subconștientul. Exact. Elefantul... Te controlează extraordinar de mult, și tu trebuie, prin repetiție, prin exercițiu, da? Trebuie să. Da, dar chiar și așa, subconștientul ăla, până la urmă, eu cred că lucrează mână-mână cu bacteriile alea. Lucrează, da, lucrează extraordinar de mult. Și noi, când avem discuția, să avem noi iluzia că suntem noi în control. E vorba, da, dar este... Bine, aici intrăm foarte mult în neuroștiință și ceea ce îmi place extraordinar de mult, chiar sunt și prieten cu Paul, am jucat volei împreună. Serios? Da, 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 -ai da am jucat câțiva ani. Da, 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 suntem prieteni. Îl mai pomenim o dată? Da. Îl așteptăm să se întoarcă pe YouTube, știu că se pregătește. Un băiat foarte isteț și foarte deștept. Pe lângă habitul ăla sau cum zicea și el apucăturile alea pe care le avem din uh, copilărie, da, te influențează foarte mult și ceea ce ai în uh, ceea ce ai în intestin, dar ceea ce ai în intestin te influențează foarte mult la nivel uh, de biochimie intern. Păi de, da, N nu te face să dau un exemplu exemplu, că este bun sau nu, nu te face ca ceea ce ai în intestin să arunci, dau un exemplu, să arunci la handbal mai bine la poartă sau să ai o mecanică mai bună a mișcării. A ah! Ce te influențează, am zis biochimic, dacă ceea ce ai în intestin, dacă nu este corespunzător și nu -ți creează, îți creează un proces inflamator crescut în corp, îți poate da o durere cronică număr. Și dacă îți dă o durere cronică număr, îți strice aruncarea asta se întâmplă, compensează creierul zi, mama mă doare, cred că nu-l mai forțez în loc să fac rotația asta mă apuc să dau uh, rotită de aici sau îți schimbi îți schimb mecanica și ajuns să-ți distrugi umărul în timp uh, uh, nu știu dacă știi cartea lui Sean Stevenson am auzit, da, da, da smarter. tipul a făcut sport și în colegiu era sportiv de performanță doar că dintr-o dată a descoperit că are niște probleme degenerative foarte dure, i-au zis că avea încheieturile unui bătrân de 80 și a zis că n-are da, să facă, asta e. Dar nu l-a întrebat nimeni ce mănâncă. Exact. El mânca numai fast food. Și după ce și-a schimbat dieta, omul nu doar că și-a salvat sănătatea, și-a și -a transformat cu tot organismul. A dat un reset. Da. da. Și acum ne întoarcem la vorba aia cu devii ceea ce mănânci. Cum ne transformă ceea ce băgăm în stomac cu acest microbiom în, exact cum ai zis tu, ne schimbă biomecanica, dar ne schimbă mult mai profund de atât noi probabil ne imaginăm că, amă, indiferent ce am mâncat la prânz, că am mâncat din aia s-am mâncat din aia la altă, tot eu sunt în control aici. Că eu știu ceea ce vreau pentru mine, eu, sunt, eu creez, eu muncesc, dar de fapt, cât mai sunt eu în control pe măsură ce mâncarea pe care o bag în mine și ajunge acolo și îmi transformă acea floră, acel microbiom, în ce mă transform? Că tu vezi oameni de foarte multe feluri, oameni care mâncă sănătos, care își urmăresc chestia asta, dar și oameni care îți vin cu o dietă dezordonată, nu nu fac nimic de genul ăsta. Ideea este că ai zis că, când nu mai ești în control, când începi să repeți obiceiul ăsta. Eu, de exemplu, sunt în control. Mă duc să mănânc acum, spre exemplu, la KFC, mai mănânc acum, în cel mai rău caz mai mănânc și mâine, după mâine, mă, mă trag un pic de tricou, de cămașă, mă uit în oglindă și zic să nu să te ferească la sfântul, să te mai apuci să mai mănânci și poi mâine și răspoi mâine, pentru că va deveni o obișnuință. Deci, este ideea de, exact despre ce spuneam, despre repetiții. Dar poți fi în control, nu spun că poți fi în control dacă mănânci în fiecare săptămână, doar o dată nu se întâmplă nimic. Trebuie să fii conștient, nu lăsa subconștientul să te controleze, adică trebuie să fii prezent. Uh -huh. Dacă nu ești prezent, s-ar putea ca creierul să intre foarte mult în control. Și să nu, ideea este să nu repeți, să nu te apuci să mănânci junk food de două ori pe săptămână, săptămână de săptămână, că tu zici, lasă-mă că dacă mănânc de două ori pe săptămână, rest, restul de cinci zile oricum sunt strict, mai bag și un intermitent fasting, mai bag și un probiotic, mai fac și o hidrocolonoterapie, mai înspăl un pic colonul sau bag niște ceaiuri de spălare a colonului să-l cureți, da? Și gata, sunt asigurat pe, pe viață. O fac așa în fiecare săptămână, o duc așa 60 de ani, 70 de ani, fără nicio problemă. Nu te baza pe chestia asta. Asta este ideea. Nu te baza. Mă, dar până pe la vreo 30 te uiți în oglindă și orice mănânci tot nu se pune. Asta depinde și de ardere. Vezi că sunt foarte multe persoane care la 30 de ani arată ca la 40. Da, e dar... vorba de metabolism. Este foarte încet e, metabolism sau exact. o rezistență la insulină. Dar pe corp nu se vede. Adică după 40-50 încep oamenii să fie mai atenți la ce bag în gură pentru că se vede mai repede și simt mai repede în corp. Corpul compensează destul de mult în prima parte. Da, dar vezi că e legat și de somn. Poți să mănânci tu Perfect să-ți planifici pe hârtie, să ai medic nutriționist cu tine cei mai buni specialiști dacă nu te odihnești, la fel, corespunzător, ajungi unde ajungi dacă nu faci mișcare, ajungi unde ajungi. Vezi, sunt Cata foarte am pierd, multe. -am pierdut pe oameni care se Mai pus să dorm, mai pus să la fast food, uite la, la aici. Ideea este... Nu mor că... fast food, mă pui să... Nu, poți să-ți mai faci o plăcere, o, nu să, mai, să, o să, mai, să O să mai îmi zici să nu bag nici alcool, că deranjez bacteriile alea. Poți băga și alcool, deci nu vă gândiți că ajungem niște puznici, de, ajungem să ne rugăm, vedem alcoolul Pentru o doar ce în mai poze. Trăim, domnule? Corect și asta, dar exact ce, exact ce am zis la început. O singură viață avem. Păi avem o singură viață, să nu ne batem joc de ea. Asta este ideea. Totul să fie cu moderație. Da. Ca să sintetizăm. Hai, hai să nu devenim predicatori. Hai să vorbim despre oamenii aia care chiar te ascultă, că au de ales, pentru că trebuie să facă performanță, pentru că lucrează cu corpul lor și corpul ăla trebuie să fie o mașinărie bineunsă. Da. Sunt, cum zic, mă uit cu fascinație la sportive. Am văzut recent un documentar că au făcut și ăștia de la WTA un documentar despre uh, sportive și sportivi, uh, despre tenismen așa, toți to 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 mm. jucătorii de top, cum au făcut și ăștia la Formula 1. Da. Foarte faine chestiile Tot astea. ce este behind the, the scene, așa, da. Un acces privilegiat la toți, toți, uh, toți oamenii care joacă tenis la cel mai înalt nivel. Și toți oamenii ăia, îți că până la urmă să fii sportiv de performanță, oamenii au, au început să mai înțeleagă că nu e doar o este glemie, extrem de multă muncă în spate. Dar la prea puțin dintre ei am văzut partea asta de echipă cu cine lucrează. Le vezi poveste, ai vezi că se pregătesc, că muncesc ok, dar tu ești unul dintre oamenii care au lucrat îndeaproape cu foarte mulți sportivi de top de felul ăsta. Cum se întâmplă, cum funcționează un om care știe că nu are voie să greșească pentru că cu corpul lui trebuie să lucreze și dacă corpul se defectează, toată afacerea s-a în cap. Să știi că sunt foarte multe lupte în interiorul lor, eu fiind, stând aproape de ei. Adică, exact cum spuneai, nu este ușor să fii sportiv de performanță. Chiar dacă ajungi numărul unu mondial, chiar dacă uh, faci o groază de bani, ideea este că sunt lupte de ce? Pentru că ei se... Se, e un sacrificiu enorm. Deci am lucrat cu Marius Copil și spun, la un moment dat, îți spun, după un an, doi, trei, i s-a făcut scârbă să zică să mă trezesc la 5 dimineața să mă duc să alerg. Ia uite, i pe aia că dor și ei până la 7-8, râd, sunt pe plajă, ciocnesc un pahar, au sărbători da. de iarnă, au sărbători pascale. Este o, este o întreagă muncă, dar problema este că trebuie să fie această muncă. De ce? pentru a-și ajuta corpul să, să, performeze, pentru că este o uzură incredibilă. Și o să mă întrebe lumea, da, dar ei sunt, ei sunt, sănătoși dacă fac sport de performanță. Chiar că am văzut și studiile astea. Ei sunt sănătoși din punct de vedere, am depinde și de tipul de activitate. Dacă este o activitate în care pulsul stă foarte mult sus, 150, 160, 140 constant, nu, 130, 140, 150 constant, Vedeți, oameni buni, că în timp vă îmbătrâniți inima. Opa. Inima îmbătrânește, obosește. Ăsta este cuvântul. La tenis sunt ruperi de rin. Adică. Se uzează, da. La tenis, de exemplu, sunt ruperi de rin. Poți să ai 160, 170, 180, dar nu menții foarte mult, câteva secunde doar. După aia revii la pulsul inițial. Bine, contează și cât de bine pregătit ești cardiovascular. Dar este o întreagă uzură. Este ca și cum, la nivel de articulații glezne, genunchi, umăr și lombar. Este, este o, o uzură continuă. Este ca și cum te-ai te apăsat pe clanța aia de 300 de ori într-o zi, după o săptămână te lasă arcul și trebuie să schimbi clanța. Mm -hmm. uh, pentru că ei fac mișcările alea repetitiv de zeci de ori, de sute de ori și la un moment dat, normal, indiferent cu ce pregătire, indiferent ce medicație, indiferent ce echipă au în jurul lor, la un moment dat tot ajung la o, la o uzură. Da, aia contează foarte mult stilul de joc. Ne uitam la Federer. Ok, s-a lăsat, -am, am stat și pe lângă el la anumite turnee și Grand slam Pe el l-a ajutat foarte mult, deși a avut accidentarea și el cu genunchiul în ultima perioadă a carierei, inevitabil, l-a ajutat foarte mult stilul de joc. Anume, plasamentul în teren, nu era, el nu, adică alergat, dar nu alerga la nivelul lui Nadal, spre exemplu, da. care este de sau o uzură el. fizică incredibilă, sau Djokovic, exact. spre sau, exemplu. Sau ăsta spaniol acum foarte tânăr. Uh, Alcaraz, da. Este rachetă băiatul la pe teren. E, e imposibil să te ții după el. Dar a fost accidentat acum o lună. Iată. La vârsta lui a fost accidentat, să a întrebat lumea, știi cum sunt vorbele alea ale, ale bătrâni, cum mai că tu la vârsta ta să fii bolnav? Păi m-am uitat, dacă te uiți în documentarul ăla, toți sportivii spun că sunt uimiți de viteza lui. Da, este... Și a plătit prețul. Exact. Tot ce înseamnă... Joco, de exemplu, este foarte mobil la nivel de bazin. Ok, între corpul, dar la nivel de bazin, când se duce în alunecare și scoate foarte, mult, foarte multe mici, mai ales pahar, hard, unde e o foarte mare presiune pe glezne și pe genunchi. El, de exemplu, are o mobilitate excesivă a articulațiilor. Sunt două situații în care o articulație să fie blocată, da, ceea ce nu este bine, pentru că nu și face uh, mișcarea naturală sau cealaltă situație în care mobilitatea să fie uh, articulația să fie prea mobilă, exagerată ca la el. Nu e bine nici așa. Să ajunge uh, poți face fracturi foarte repede. Dacă este foarte, foarte, foarte mobilă, la un moment dat articulația, dacă faci o mișcare mai uh, violentă, mai explozivă, s-ar putea să se ducă peste limita normală de mobilitate, să nu mai revină articulația, să se rupă un ligament sau să se facă o fractură osoasă. deci trebuie avut atenție și cu chestia asta. Dar din ce am auzit eu, că dacă ai musculatura specifică bine antrenată, prea musculatura. Prea musculatura, dar vezi că o obosești foarte mult musculatura. Păi da, dar dar știu dacă îl ai, îl antrenezi și o să-l ai acolo forever îl vei avea forever, dar vei sta forever în, în gips între ghilimele, pentru că vin pacienți la mine foarte bine antrenați, de exemplu, da? Foști sportiv sau așa, deci cu o bază musculară foarte bună, la care se plâng foarte mult de, foarte multe oboseli musculare, crampe musculare, contracturi musculare, deși, deși ei au baza musculară, având o postură greșită, cât să poată compensa mușchiul ăla? Deci în loc să preia mușchiul 100%, preia 300%. Ok. L-am mai întrebat pe Florin Cujbă, prietenul nostru comun, ca să zic așa, care l-am întrebat inclusiv de partea asta de musculatură. Că dacă tot vorbim despre mușchi, am citit o treabă și m-a speriat un pic. Că mi s-a părut că am aflat-o cam târziu. E adevărat că după 40 de ani nu mai poți crea mușchi nou? Și mușchii pe care ți ai format, adică dacă tu ai un potențial genetic, te antrenezi în prima parte a vieții, dezvolți musculatura pe baza acelui potențial genetic, dar după 40 nu mai poți să faci decât să îl păstrezi și să-l pompezi din când în când, dar doar mușchii pe care Corect. crea deja. Corect, nu mai faci alte, alte fibre musculare. Explică-mi asta, pentru că pe mine m-a... Este ca și grăsimea, de ca și țesutul adipos. Uite, o să povestesc despre asta. Cei care au fost supraponderali în corp, în copilărie au risc mare să devină, sau să fie și în adolescență sau la maturitate la fel. De ce? Când ești mic, se multiplică celulele adipoase, da, pentru că ești în creștere, da. și când, ok, slăbești, slăbești după aia, dar nu mai ai probleme cu greutatea, dar ești pasibil... Ca atunci când, nu știu, depășești limita cu alimentația și toate cele, să devii obez iar. De ce? Noi avem un strat de țesut adipos, celulele se cresc în volum, da? Se măresc ca la mușchi, crește în volum, da? Și așa se poate vedea pe tine, da, uite, ai grăsime pe mușchi, pentru că este inflamat țesutul adipos, se inflamează atunci când te îngrași, da? Cu mai multe substanțe. Ideea este că dacă în copilărie, după cum spuneam, ești așa, ești pasibil să te îngrași mult mai repede la maturitate. Dacă, -ai, dacă ai fost normal, normoponderal, este șansa mult mai scăzută. Păi da, dar nu, nu ți alegi tu dacă ești sau nu așa, că e, e genetic, am auzit. Este genetic... Asta cu genetica, să nu ne ascundem în spatele geneticii. E mai grăsus ca așa, ca așa e gena lui. Vezi că și asta cu gena, și cancerele, că după noile studii pot fi bătute, poate fi bătuta, bătută gena Asta. Că dacă mama a avut cancer sau tata a avut, o să fac și eu. ok, există riscul, clar, să faci, dar dacă ești bine pe restul, alimentație, mindset, mișcare, există șanse de deci, până la 50% să uh, schimbi gena de la tine mai departe. Nu doar să schimbi gena, ci tu să ai gena aia Să acolo. nu se activeze. Și să nu se activeze. Da. Cum adică, cum se întâmplă asta? Cum se activează o genă din asta nenorocită pe care, ok, dacă ai avut în familie, tu stai stresat că dacă au avut diabet bunicii, străbunicii, poate păi din faci... start, din start, ți-ai dat un răspuns. Dacă te panichezi, pentru că ai văzut că părinții tăi Dar au... sunt și oameni care nu se panichează și tot fac. Ideea este că este vorba... Oricum, cancerul crește într-un mediu acid. Da? Și într-o inflamație așa se multiplică. Da? Noi avem celula canceroasă, nu exact cum ai spus, dar se activează sau nu. Și ea crește într-un mediu al inflamației și într-un mediu acid, într-un pH acid. Dacă menții în limite normale acel pH și acea inflamație în organism, riscul de a produce cancer este mult mai scăzut. Meditația ajută foarte mult. Intrăm iar în neuroștiință. Epigenetica, de fapt. Citesc. Da. Și oricum, Așa. Constantin Dumitru Dulcan, Joe Dispenza. Joe Dispenza mi-a schimbat mie viața după ce am citit cartea dânsului cu epigenetica și cu. Este incredibil cum îți poți schimba conexiunile neuronale din creier. Prin exercițiul numit meditație, plus exercițiul uh, activ și conștient pe timpul zilei, să nu te mai gândești sau să-ți șiftezi creierul uh, de pe anumite uh, idei sau gânduri, dar cum îți poți uh, schimba și modifica gena? Ok. Avem un bagaj genetic care ne poate predispune așadar ca celulele alea să se umfle dar dacă fac liposucție. A este cu totul altceva, dar este ca și cu... Am depinde pentru ce. E ca și cum ți-ai tăiat în stomac pentru mine. Uh -huh. Ok, îți faci liposucție la cei care au fost supraponderali, au avut 130-140 de kg la 1,70-80 m, da, 1,90 m. Îți faci pentru surplusul ăla de piele. Da, sunt, sunt de, total de acord cu chestia asta. Da? Păi atârnă. După ce slăbești foarte multe chile, asta e vorba despre elasticitatea pielii, ea nu va mai reveni. E, se comportă ca un elastic până la un punct. Pielea, mm -hmm. care este cel mai mare organ al corpului. Apropo despre asta. Păi da, dar... Se întinde, okay. se întinde când ești supraponderal. După ce slăbești, revine, dar revine până la un anumit punct. Nu o să revină ca și cum tragi de un arc și a revenit la uh, lungimea lui inițială. Mm -hmm. Și intervii extern acolo cu această uh, intervenție chirurgicală. Aia este chirurgia plastică. Dar... Chirurgia plastică. Iar asta, ideea este ce există despre asta, depinde. Depinde de situație. Nu m-aș baza atât de mult. E vorba de alimentație, e vorba de da, ceea ce bagi. Că chiar s-a discutat despre asta și cu Florina. Ideea este că trebuie să. Nu trebuie să fii nici foarte strict cu tine, pentru că ajungi la o frustrare și s-ar putea să te lași, că lumea zice dar n-am ambiția aia necesară dar mă ține de un program. Nu e vorba. Ambiția e necesară doar la început, după este, este vorba despre da. obișnuință și habit. Habar nu avem cât de puternice sunt obiceiurile. Habar da. nu avem. Uh, I-am mai povestit de chestia asta, cum? cum am rezolvat pe exemplu, pe metoda unui uh, unui militar, să nu mai îmi uh, cheile. Nu știu dacă metoda. Dacă tot îți rătăcești cheile, nu știi unde le pui când vii acasă. Și, bă, de unde mi-am pus cheile? Faci chestia de 30 de ori la rând. Vin, intri în casă, îți pui cheile acolo, te descalzi, te duci înăuntru, te întorci, te ieși iar din casă și o repezi de 30 de ori conform unui scenariu pe care ai vrea să-l repezi și mâine. După ce ai făcut de 30 de ori, că vorbeam mai devreme de pasele de la hambal nu-ți mai pui cheile la da, bine, știi că era și un prag ăla cu habitul de 20, între 21 și 30 de zile, să repeți acel lucru uh, să da, devină, but... dar și că nu este... Nu e, nu e, în anumite cazuri că se duce în 120 de zile. Exact. De, e de la om la om, dar între 30 și 120 de zile poți introduce obiceiuri pe care să le duci cu tine tot restul vieții și una dintre chestiile pe care am scos-o foarte greu a fost zahărul. Dar, dar o dată ce am reușit să mă rup de chestia, eu n-aș fi crezut niciodată că o să pot să beau cafea fără zahăr. Dar nu, nu, mai beau cu zahăr, cred că deja de 12 ani. Dar înainte eram sigur că nu voi bea niciodată cafea fără zahăr. Eram sigur. Și era și cu lapte. Încă mai cu lapte. Dar puțin. Lasă uh, lapte uh, normal sau... Da, de la normal. Ok, să încerc să-l las și pe ăla pentru că îngroașă vasele de sânge către inimă. Păi de-aia fac sport. Ca să scoți sco 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 și grăsimea aia. Da, dar nu merge pe ideea aia mănânc kfc acum ca acum pentru a mă duce după. Alerg 14 km și am scos KFC-ul. Da, da, da. Pentru că De câte ori te antrenezi pe săptămână? Hai să luăm atunci... Mă, măcar de trei, da. Și cafeaua de câte ori o bei pe săptămână? Chiar dacă este doar una pe zi. Care una pe Nu, nu, zi? cu laptele ăla. Să zicem că este doar una. O de șapte ori pe săptămână. Te antrenezi de 3 ori. Ok, o, o dublu de 14 ori pe săptămână. Te antrenezi de 3 ori pe săptămână, zic că mai faci încă de 2 ori un mers o alergare, deci 5 versus 14. Dar ce are mă laptele la? Ce ești cu laptele acum? În laptele normal îngroașă foarte mult și, cu zahăr în combinație, dar mai ales laptele în cafea îngroașă foarte mult vasele de sânge către inimă. Da, da, bun mai e. Aceeași chestie ca la zahăr. E același mecanism. Știu, știu că nu are același gust, știu că nu e aceeași plăcere, pentru că cafeaua e vorba despre socializare, nu este vorba despre e o poveste no, în spatele. Nu, no, no, la mine e aici. Așa așa, da. Ideea este că trebuie băută Italia, ristretto espresso. De cele sau... mai multe ori așa o beau, dar exagerez acum de dragul exemplului, însă de lapte am încă o plăcere. Când face cumpărături în ultima vreme, Lorena evită să mai pună laptele în coș, progresiv așa, are un talent foarte Așa, să revenim la mușchi. Când uh, încă mă interesează chestia asta. Care-i vârsta până la care pot să îmi ating potențialul genetic? Adică cam când ar trebui să mă apuc de sală să nu fie prea târziu? Ideea este că mi-ai ridicat mingea la fileu să mă apuc de sală. Înainte okay. să fie prea târziu, că dacă mă apuc la 50 și eu sunt uh, grăsuț și cu foarte puțin mușchi de sub, nu știu ce mai scot din chestia aia. Dar poate îmi tu. Ideea e în felul următor. Te interesează doar să-ți crești masa musculară sau te interesează și să fii sănătos? Deci eu am o interdicție. Poți eu, să zic interdicție? Dacă vrei, da. Dar eu zic ce vreau eu. Eu vreau să fiu puternic. Nu vreau să mă simt neputincios. Emoțional, vreau. mental. Asta în primul rând trebuie să fii și apoi fizic. Eu acum vorbeam de fizic. <laughs> de mine... da, da. N-ar strica. Păi asta Le Aș vrea zi... pe amândouă. Aș vrea să mă simt puternic și fizic, dar și mental. Interesant este că merg mână-mână. Păi asta am zis. <laughs> Aș vrea să se și vadă. Mi-ar plăcea. Ok, ce nu-ți place când se uită femeile la tine? Că... A fost, da, îmi creștea testosteronul, mă simțeam extraordinar de bine, dar deja a devenit o obișnuință pentru mine, chiar dacă pare că sunt așa lângă în față sau ceva. Dar cred Contează, că mai... îți crește stima de sine, clar. Clar îți crește Aș vrea un pic de stimă de sine, pentru că am, zice în cartea lui Jordan Peterson, că inclusiv de la Homar de sute de milioane de ani, Uh, masculul care este în față, are scoate pieptul în față așa și el își secretă mai multă serotonină atunci când este respectat în grup, în piramida socială. Atunci și recunoașterea celorlalți îți dă un boost, practic este să crește una pe cealaltă. Deci asta exact. să se și vadă și cred că aș vrea să mai mult din chestia să mai sănătos toate alea care vin la pachet. Deci Bun, întrebați o azi. să spun de ce. Ok, pentru tine merge. Revin la tine imediat, nu te neglijezi, dar la copii, 5 ani, 6 ani, 4, 4 5, 6, 7, cât, dacă sunt foarte mici, sau poftim, copil de 14 ani, da, vine, intră prima dată în sală la noi și zice, vreau și să fac mușchi mari. Înainte de a face mușchi mari, trebuie să aibă ABC-ul. Ce înseamnă ABC-ul? ABC-ul alergării, școala alergării, ABC-ul unei genuflexiuni, ABC-ul unei flotări, să știe să facă cu propria greutate a corpului acele exerciții elementare, alea pe care le faci singur în parc, military, o tracțiune, o flotare, o genuflexiune, să știe să alerge, să știe să facă, să se coordoneze mână-picior, ce vrei tu, pentru că degeaba îl bag eu să facă fitness. În primul rând are contraindicația la 14 ani, nu-i dai să facă cu greutăți mari pentru că îi vei opri creșterea. Îi tasez coloana. Da? Ok, va face cu niște mici greutăți, dar greutăți 10%, 15% maxim, 10%, de fapt 15% m-am dus prea mult, 10% din greutatea lui corporală. Da? De ce? de fapt 10-5%, de 10, Ca să-l înveți un pic, să-i adaugi un pic de greutate pe mică, de tot pe articulația, dar astfel încât să nu-i afectezi creșterea, da? Pe că ăsta e deja un trend, vin foarte mulți părinți cu copiii, cum spuneam, de 12 ani, 13 ani, 14 ani, vreau și o să facă, vreau și o să mai pună carne pe el. Păi doamna a făcut vreun sport? Nu. Ia, -l... bine, ok, suiete pe banda aia și alergăm și mie. Dar s -a și eu, dacă știi să alergi. Și el zice, păi știu să alerg normal, alerg la școală, de... bine, pentru mine, pentru plăcerea mea, suie-te pe bandă, te rog eu frumos. Dezastru. Nu știu să alerge, nu știu să respire, stau cocoșați cu o postură incorrectă, da? Și de acolo pleacă alte chestii. Îl pui să facă o flotare? Nu că doar nu are forță. Știi cum e, îi sarcuiește lombarul de dă cu lombarul de pământ. Și pe aia când îl întreb după trei flotări, maxim dacă le face pe alea trei, ai simțit ceva bizar? Te-a durut ceva? Da, am simțit o presiune în lombar. Îți dai seama automat că până ajunge să facă forță sau să fie, fie capabil să-și împingă corpul, propria greutatea corpului, el trebuie să aibă o postură corectă și o tehnică corectă. Ok. Deci copiii trebuie să facă abc -ul dacă fac un sport de performanță, mi-a luat un... Stai puțin că nu e mare lucru. Am copii de la loturile naționale de tenis, basket, ce vrei tu? Nu știu să alergi. Face tenis, nu știe să alerge. Îi zic, ok, n-ai venit cu racheta în mână, lasă racheta jos, iar arată-mi cum faci genunchi sus pe loc și să miști și brațele pentru că imită alergarea sau alerg. Tu îți dai seama cum trebuie să alege și cu o rachetă în mână plus să urmărească și o minge? Deci tu vrei să spui copii... Nu știu, nu știu, nu au ABC-ul, nu se face ABC-ul alergării. Nu se face ABC-ul ăla din atletism. Aia cu școala alergării, cu tot ce vrei tu să înveți să alerge copiii. Da, da, toți știm să fugim de uh, un pericol dacă e nevoie. Asta că știi. Ah! Exact. Este ca la stilul de not. Știi cum e. În loc, nu zic să înnoți ca Michael Phelps. Pe data da, să te deplasezi, zic. Ok, bați apa pentru a supraviețui, să nu te neci. Dar un pic de tot, Adică să nu înnotăm ca pe gârlă. stânga, dreapta, eu, eu, amețești și obosești. Eu nu știu câți copii mai știu să note. Foarte puțini. Deci nu știu să alerge copiii, nu știu să note. Da, mă, dar nu mai au nevoie, se descurcă fără. Da, sunt, așa este, așa este. Sunt gadgeturile acum, învață da, pe YouTube, alerge, pe YouTube cum să alerge. Învață după YouTube cum să alerge. Așa mi-a răspuns un copil. Păi, normal că știu, am văzut la colegii mei și bineînțeles am văzut niște tutoriale cu alergare pe YouTube. Și eu îi explic, bravo, Ai, există tehnologia, este perfect, știi că te poți antrena și vizual. Înveți o mișcare văzându-o, dar apoi trebuie să o și practici. Mă, că mine e vorba de... Leper. Faci mental coaching ăla da. pe, de mișcare. Deci trebuie să te apuci să lucrezi chestia că ca până la urmă mușchii să învețe mișcarea și să o facă fără să te concentrezi foarte mult. Exact. Pentru că consum mult lucru mecanic dacă stai să te gândești. Da. Nu vei uita, vei uita, vei uita, între ghilimele. Îți va îngreuna respirația și îți va îngreuna da. mecanica alergării dacă stai să te gândești prea mult și nu este uh, fluentă da. mișcarea și. Uh... Deci, indiferent ce-mi imaginezi despre mușchi, prima chestie ar să, ar să știu să alerg. Corect? Apropo de alergare, mai am o întrebare. <laughs> am, am, am întrebări. <laughs> îmi place, nu, că îmi place. Serios, da? Îmi place să-mi se pună întrebări. Timp? Normal, stăm da. aici până când dorești. Nici am nu... pacient mai târziu, nu? Da? Nici, da, nici, nici eu ne apucat, dar eu mai am. Deci, Serios, da. I-am ascultat cărțile lui Coggins, da. David Coggins, care povestește foarte interesant despre cum a descoperit el la un moment dat de ce îl bătea uh, The Goat, uh, cel mai tare alergător de ultra. Pentru că tipul ăla alerga ca o capră. Alergă ca, alerga numai pe pingele. Deci el înota noroi, dar ăla doar țopăia pe deasupra pământului. Părea că plutește. Sunt... Și l-a alergat. Sunt mai multe feluri de alergă. Unii alergă pe călcâi, al alții alergă pe pingea. Care-i faza? Care dintre astea e mai bună? Deci, în primul rând, cea corectă este cea pe pingea. Că mai era o vorbă în care contactul tălpii sau așa cu solul să fie în felul următor. Așa. Fie de da. Nu o să pui niciodată călcăiu. Niciodată nu o să uh, acționezi uh, solul cu călcăiul, pentru că tot impactul se va duce în genunchi și în sus către lombar. Să alergă ușor pe pingea. De deci ce avea el un plus? Forța de frecare cu solul era mult mai mică. Dacă forța de frecare cu solul este mai mică, și automat și cu aerul, că contează și ce faci cu membrele superioare, cu miști brațele pe lângă corp, pe că dacă le miști așa, ca și cum te alergă, ești și te alergă cineva, automat că îți depărtezi brațele de corp, forța de frecare cu aerul este mult mai mare, te va încetini, chiar dacă tu simți sau nu simți chestia asta. Da. da? Revenind la membrele inferioare, dacă mecanica este pe uh, pingea, atunci forța de propulsie va fi mult mai, mult mai bună și automat te vei deplasa mult mai repede, iar absorpția șocului va fi mult mai bună. Bine, contează și aici încălțările. Acolo vreau să ajung. Pentru că, din câte înțeleg eu, noi avem problema asta cu pe călcâi pentru că avem încălțări care ne permit să facem chestia asta. Că altfel, dacă te pun să alergi de sculți, nu o să dai cu călcâiul de pământ. Instinctual, nu. Și am avut recent o problemă Uh, am avut o unghie încarnată și n-am putut să mă mai încalz cu teneșii și m-am -am, -am antrenat de și m-am urcat pe bandă și am alergat pe bandă de sculț. Nu puteam să pun călcăiu primul și atât să alerg numai pe pingea. Și primele dăți a fost mai greu, dar după aia m-am obișnuit. Mam, dacă aș fi fost pe lângă tine eu sau florin, îți dai seama că ne-am fi semisupărat. De ce? Mm. E bine să lucrezi barefoot pentru propriocepție. Să mergi desculți, să-ți faci antrenamente desculți, da? Pentru uh -huh. propriocepție. Pentru că prima dată după ce ne naște, în primul contact cu viața asta, cu piciorușele. da? Pune uh -huh. piciorul, se trimite semnal dental pe către creier, gata, știe creierul pe unde ești în spațiu. Okay. Dar nu poți alerga pe astfel de suprafețe desculți. Sau mai sunt încălțările alea speciale cu degete, știi? Uh -huh. Da? Pentru că nu-ți absorb șocul. Ce poți face desculți, da? Pe nisip, pe suprafețe moi. Da, mm -hmm. nu pe bandă. Este șocul, prea... indiferent că tu alergi sau nu bine, că ai o mecanică perfectă, dacă vrei să spui alergări. Nu e cazul. Pentru că, ok, nici nu știu acum cât timp ai făcut chestia asta. Mm -hmm. A fa că faci foarte mult timp, ok. E, îți așa, vei... Nu, nu chestii de încălzire până în cimite. Mergi, dar nu repetitiv, nu în fiecare zi. Deci, orice ar fi, chiar dacă alergi pe pingea, nu descolți. Nu pe bandă aia. Ok, deci doar pe, ce band pe, pe fi... nisip, pe iarbă, pe din Exact, nisip, iarbă, gazon, Pentru că am văzut părânt. că sunt oameni care alergă pe pingea, inclusiv la pe munte. Și am văzut că ar fi uh, ultima fiță, ultimul trend ar fi la sportivi, alergarea asta cu încălțăminte tip barefoot, inclusiv pe trail, pe munte. Mi se pare destul de... de Depinde de, de viteza de deplasare și de unghiu în care se deplasează că dacă ajung aproape să escaladeze ca și inclinație, nu e alergare, e un mers un pic mai accelerat, merge. Dacă mi-alergi undeva 2 pe 4, e scala aia, 1 pe 4, 2 pe 4, 3 pe 4, 4 pe 4. 4 pe 4, deja e sprint. Așa. Da? 3 pe 4, e mai jos de sprint. Dacă mi-alergi 2 pe 4, 3 pe 4, s-ar putea, ști vorba aia să vii cu genunchi în gheozdan. Okay. Okay. <laughs> Adică va afecta foarte mult. Nu în momentul ăla, la o cursă, dar ar putea să ai dureri și inflamații. Dar hai să zicem că mă încalți cu încălțăminte de sport, că, slavă Domnului, este... Și aia ieftină a bună, care toată Core, nu trebuie să cadidași de sute de euro sau de zeci de mii de euro pentru a putea face o astfel de activitate. Mulți dintre noi ne luăm foarte mult timp înainte să ne pregătim să ne facem echipamentul, înainte să ne apucăm de sport. Inclusiv eu am făcut păcatul ăsta. Dar chiar dacă, să zicem, am încălțăminte de sport, am văzut că astea de alergare au început să aibă talpa aia mai convexă. Da. E bun așa? Da. Îți schimbă un pic mecanica. Nu știu dacă pot da nume de branduri, dar Poate sunt da, branduri. Sunt branduri cu care eu am lucrat cu sportivi, adică și am văzut, mi-au dat feedback. Ale de la Nike, vrei să zici? Nike Boost? Nike Boost, dar the best of the best, Mitsuno și Asics. ASIC, da, știu că sunt... Sunt cele mai bune. Ei au studiat foarte mult mecanica alergării și sunt, sunt top pe ce înseamnă alergare. Uh -huh. Deci ei au inventat, inventat între ghilimele, mult spus inventat, dar ei au revoluționat uh, încălțările de alergare, pentru alergare. Foarte bune. Inclusiv faza aia cu gelul la ASICS. Da. Ok? Deci, deci, dacă e talpa așa un pic rotunjită, convexă, ajută la me mecanica alergării. Corect. Pentru că în cele din urmă ajunge să te ducă pe pingea. Exact. Că, de fapt, acolo e șmecherie. Șmecheria e în felul următor, spun eu, ca mecanica. Orice este. Deci, asta este piciorul, da? Dacă, de exemplu, sunt clienți care sunt cu picioarele, sunt desculți în sală și îi pui să facă, de exemplu, o genuflexiune, care implică tripla flexie, se numește, adică în doi șold, genunchi glezna la un anumit nivel, bineînțeles. Această triplă flexie este folosită și în alergare. Iar la un grad diferit de flexie, dar se produce flexia. Și mulți care îmi spun, mă dor genunchi după alergare de 11 km, nu-ți mai spun că după 42 de km am stat o săptămână cu punși de gheață pe genunchi, deși el făcea alergare. Ca să descoper că glezna era blocată. L-am pus să facă o genuflexiune, nu i permitea la genuflexiune, care e o mișcare naturală, ca și cum te așezi pe scaun te ridici, când facea genuflexiunea se prăbușa foarte mult și corpul și bazinul se prăbușau către anterior. Înțeles, se ducea foarte mult pe vârfuri, pingea vârf. Ca să descoper după pe ce am făcut uh, niște uh, teste uh, biomecanice, se descoperă că glezna era blocată. Da? L-am pus atunci să facă genuflexiune pe niște i-am ridicat un pic nivelul călcâiului și a reușit să facă genuflexiune. Nu este o rezolvare asta să faci genuflexiunea cu ceva sub călcâi, să-ți ridici un pic unghiul gleznii, da, a la long, pentru că nu se va lucra cauza problemei, și anume să-ți deblochezi glezna. Da. E, exemplul ăsta este pentru Adidas care au talpa un pic mai ridicată, și anume îți cresc un pic unghiul din gleznă și îți va permite să ai o mecanică mai bună pentru cei care au gleznele un pic blocate și o uh, eficiență mai mare în alergare. Am mai văzut o chestie despre longevitate, care se lovește fix de ce ai spus tu. Mare parte din uh, speranța de viață este legată de cât de bine este antrenată fix musculatura pentru genoflexiune. Uh, spre exemplu, în, uh, acei faimoși centenari din Okinawa. Japonezii, mai ales în stilul de viață tradițional, se așează foarte mult pe jos. Și de acolo de jos trebuie să se ridice. Se așează, se ridică, mănâncă acolo, stau acolo, socializează. Nu au scaune și fotolii cum avem noi. Au minimum de mobilă și stau mai mult pe jos. atunci asta îi obligă să se, să se lase pe, înșezut și să se tot ridice. Ceea ce noi nu avem, noi suntem mult mai confortabil la capitolul ăsta. Și din câte am zis, cercetătorii leagă acești mușchi uh, legați de toată, uh, toată, uh, tot uh, efortul ăsta de a te așeza și de a te ridica de longevitate. Dar știi de ce? Un antrenament de picioare ai văzut că este mai greu decât un antrenament de upper body? Mm -hmm. Mult mai greu. Te ia cu transpirații, pe lângă că te ia cu înjurături și cu toate cele. Și crampe musculare și toate alea. Revenim un pic. Picioarele sunt mai dezvoltate decât da. trenul superior. Când faci genuflexiuni sau orice faci la nivel de membre inferioare, gravitațional, inima va lucra mai mult să trimită sânge către picioare. Și anume, opui mai mult la muncă pe inima. Hmm da? sus, la apăr, lucrează inima, dar fiind în vecinătatea membrelor superioare, nu va pompa așa mult cum trebuie să pompeze pentru membrele inferioare. Ok, deci e... îți antrenezi și inima. Inima și vorba despre întoarcerea uh, venoasă către inimă și restul corpului. Dar mai mult decât inima, la partea de musculatură, de uh, exemplu, Peter Atia vorbește foarte mult despre chestia asta în cercetarea lui, spune că după 40 de ani, nu doar că nu mai poți crea mușnoi, noi, să-i pierzi pe cei pe care dacă nu i antrenezi. Și cele mai multe probleme se întâmplă, știu de statistica asta că m-a uimit când am aflat despre ea, că cea mai mulți oameni nu mor de moarte naturală, mor, în, mor de probleme de inimă sau cei care mor în accidente, cele mai multe accidente, nu știu dacă știi, nu se întâmplă în afara casei. Știu accidentele mortale, ai mult mai multe șanse să mori într-un accident mortal la tine în baie sau în bucătărie, decât oriunde altundeva. Deci ar trebui să-ți fie mult mai frică de gresia din baie de un milion de ori decât un avion, la propriu. Asta este comparația. De un milion de ori mai periculoasă este gresia din baie decât zborul cu avionul. Și după care am văzut o legătură între astea două. Pe măsură ce se pierde musculatura din picioare, Oamenii își pierd capacitatea de a se restabiliza dacă își pierd echilibru. Cum se întâmplă asta? Păi se produce așa numită atrofie musculară. da, Deci scade în volum fibra musculară. Uh -huh. De asta este și foarte bine să faci exerciții încă de prematură, am spus, dar sub observație, cu mici greutăți și să crești progresiv pentru a-ți menține masa musculară activă ideea este că tu pierzând acea musculatură uh, care îți stabilizează gleznă, genunchi, șold spre exemplu, care te mențin în picioare da, să te poți deplasa indiferent că mergi sau uh, alergi automat ce se întâmplă? Pierzându-ți acest uh, echilibru vei avea mult mai multe, uh, pentru că este conectat și cu sistemul nervos central, trimite mesaj către creier, da? Creierul retrimite mesaj către musculatură și zice creierul da, mă, frate, dar mușchia când îi mai antrenez care stabilizează uh, genunchiul? Adică mental eu te stabilizez, zice creierul, dar fizic, locomotor, nu mai sunt mușchia, nu Acolo. mai au forța necesară, da, să stabilizeze genunchiul. Și de-aia. Creierul dă de comanda de a stabiliza. Exact, dar fizic corpul nu, nu mai poate îndeplini acea... Uh... Și așa cad bătrânii din picioare. Exact. Cad sau, uh, sau probleme cu urechea internă, de exemplu sau cu echilibru. Echilibru se antrenează. E vorba despre și iară despre o propriocepție. Eu fac cu pacienții mei exerciții. Când facem exerciții de echilibru, le facem de uh -huh. Nu încălțați. Pentru că încălțați va juca piciorul în toate direcțiile în de acel adidas. adidas. Vom face desculți exerciții de propriocepție și echilibru cu ochii deschiși okay. și cu ochii închiși sau cu ochii închiși sau ambele. Vom ajunge să facem și cu ei închiși pentru că vom anula factorul uh, da. vizual, ceea ce va antrena și mai mult uh, echilibrul corpului. Tu știi că la genunchi rupturi de ligamente și toate alea sunt date, nu să fac exerciții de echilibru și propriocepție, sportiv de performanță care nu fac, de înaltă performanță. Dar mi-ai mi că sunt copii care fac sport de performanță și nu știu să alerge. Păi este de jucători de liga întâi la fotbal nu dau nume care și-au rupt ligamentele la o simplă schimbare de direcție picioarele au plecat la vestiar și Adidas și-au rămas pe gazon. <laughs> să glumim așa. Și când îi testezi, după intervenția chirurgicală, îi testezi pe ambii, îi testezi de fapt genunchiul sănătos, joacă genunchiul sănătos violent. Nu nu are stabilitate. Adică mesajul din tendonul ăla sau ligamentul ăla către creier se scurcircuitează undeva. Înțelegi la ce mă refer? Nu e vorba doar de musculatură, e vorba și de creier de uh, uh, conexiunile neuronale din creier conectate da. cu aparatul uh, Golgi din tendon sau așa, nu undeva să pierde mesajul, da. să taie mesajul. Și nu are stabilitate și să rupe menisc, la fel, și ligamente de obicei, ligamente tendoane. Sunt strâns legate de propriocepție. Varianta scurtă pe care am auzit-o la Pitaratia spune așa, dacă vrei să înțelegi care e toată treaba asta cu stabilitatea din musculatura picioarelor, este imaginează că pe măsură ce avansezi în vârstă devine mult mai greu să cobori bordura decât să urci bordura. Și degeaba știi, tu știi că ești pe picioare și că poți să mergi, dar dacă nu poți să pui frână cu picioare, dacă picioarele, că picioarele tale nu au capacitatea asta de breaking, de, de, de a pune frână atunci pierzi controlul și atunci apare riscul acesta de a cădea și mai apare o problemă că orice fractură după anumită vârstă risc de tromboză exponențial. Da, depinde cât de activ ai fost. Asta este ideea. Vezi că iar este vorba despre circulație. Okay. Despre circulația plus că asta cu fracturile, știi, să știi că riscul de fractură poate să scadă dacă ai făcut sporturi ce au, ce -au implicat pliometrie și anume sărituri încă de, încă de timpuriu din copilărie. Toate sporturile de pliometrie, sărituri, basket, handbal, volei, adică care implică multe sărituri, undeva la 100-120 de sărituri pe antrenament sau 150 de sărituri pe antrenament, da? astea repetitiv, dacă le faci, îți, întăresc, îți crește densitatea masei osoase. Pentru că osul se întărește prin exact. tasare. Exact. Cum sunt uh, șaolinia sau care dau cu tibia, ok, și o fracturează, și o deformează, și o fisurează, ce vrei tu, dar osul repară și mai mult, și mai mult, și osul va deveni mult da. mai rezistent. Ca și cu mușchiul. La fel. Se da. rup fibre, da, în antrenament, dar el se va repara. La un moment dat și va deveni mult mai puternic și mai uh, voluminos. Până la punctul de care mi-ai zis că la un moment dat obosește și ăla. Obosește și ăla, dar spun că obosește atunci când uh, supracompensează. Dacă sunt probleme de postură și mușchiul, din păcate, cu trebuie să facă și mișcarea și să te și protejeze, ajungi la chestia asta. A, ok. Bine, mă fascinează la cușa șaulinii de, pe, de pe netele. Uh, urmărești? Da, de da. Care, one, point, aia cu care da. dau cu degetele, așa și sparcă remezi? Da. E wow. Uh, am vorbit multe. Mai e timp? Normal, mai am, da? Bine. Pentru că dacă am, am vorbit, așadar, despre partea sa locomotorie, am uh. vorbit despre un pic de ce se întâmplă în interior, am vorbit de ce înseamnă postură, am vorbit de faptul că mâncare, toate astea în cele din urmă se ajung. Tot, am auzit și pe Florin și te aud și pe tine. Și aud din ce în ce mai mulți oameni care vorbesc despre partea sportivă, de nutriție, toți se întorc la sistemul nervos. Da. Păi de ce? Pentru că dacă eu mă duc la sală, vreau să-mi lucrez corpul. Care, care e legătura cu creierul în toată ecuația asta? Înțeleg că mă ajută, dar de, de ce este atât de important când mă antrenez, Florina a insistat foarte mult pe chestia asta, să lucrez cu sistemul nervos central în toată ecuația asta. Pentru că el este cel care îți răspunde în final, prin conexiunile nervoase, ca să-și explic, va răspunde și va trimite mesajul Către musculatura, astfel încât ea, în, în final, să evolueze și tu să ai rezultate. Degeaba te duci și faci tu, Da un exemplu, flexi, da? Deci faci uh, uh, biceps. Dacă faci, da un exemplu, tu lobosești. Fac... Lumea crede că dacă fa... își va crește mușchiul dacă face 300 de repetări. Dau un exemplu. Dacă fac uh, 300 de abdomene pe zi, uite. Iar o, o noțiune absolut greșit treabă lumea cum îmi crește abdomenul păi, și zic păi alimentație plus să faci niște exerciții de abdomen pentru a-l tonifia un pic și a crește vascularizația și a-l iriga păi da, da, eu fac deja 200 de abdomene pe zi păi cu alea 200 de abdomene pe zi o săptămână merge o două săptămâni merge mai merge și două săptămâni în fine, după o lună, două, trei, dacă mi-o ții așa, obosești atât de mult sistemul nervos central, încât între ghilimele se va plictisi, și răspunsul lui nu va fi altul decât să se blocheze creierul, să-ți blocheze și musculatura și nu va mai crește. Din potrivă, vei scădea în masă musculară. Pentru că obosești și obosești creierul primul. Și am auzit asta la oameni care fac foarte mult sport, că dacă insistă foarte mult pe o grupă și fac din ce în ce mai greu și mult și nu fac pauză le scade pe randamentul. Da. Adică, mai pe românește, dacă ridicau 20, acum ridică 15. Da, pentru că creierul primul obosește sistemul nervos central, de, pentru că despre asta discutăm, obosește și el nu va mai trimite uh, răspunsul. Dar cum poți să obosească sistemul nervos central? C cum obosește un calculator dacă îi spui să facă operații matematice? Păi, tu ai făcut, de exemplu, acupunctură? Asta cred că e cel mai bun exemplu. Ai făcut acupunctură? Am făcut atât. da. Eu fac, de exemplu, dry needling. Cu un ac faci fante și spargi contracturile de pe fibra muscular. Mă întreabă omul, wow, mi-ai băgat acum și răspunsul este ca o crampă musculară să-ți bate mușchiul. Și mă întreabă, mamă, e ca la electrostimulare, știi, alea, uh, electrozii cu electrostimulare. Wow, cine face asta? Cine, Adică, cine face asta? îi spun, fizic face mușchiul, scuze. Cel care uh, trimite semnalul este creierul. Dacă faci de prea multe ori și faci, da, un exemplu, spargi prea multe contracturi, la un moment dat obosește sistemul nervos central ca și răspuns. De aia, ca și reacție, uite să vezi, administrarea de la utilizarea de ace în dry needling, dacă faci într o sesiune foarte multe începi în foarte multe locuri, mușchiul se produce, se va produce foarte multă serotonină. Mm -hmm. Ca răspuns Normal al creierului la acea uh, contracție. Pentru că contracția este produsă de către creier. Fizic o face mușchiul, da? Fizic, mecanic da. mușchiul, dar cel care trimite computerul principal, care trimite semnalul către mușchi să o facă, este creierul. De-aia, la un accident vascular cerebral, încep să recuperezi creierul prin intermediul musculaturii musculatura este pârghia dintre creier. Deci bat să au să priceapă apa. Dar e ciudat lucrul ăsta pentru că tu crezi că te duci neurolog pentru asta. De ce fac recuperare fizică? Deci recuperarea fizică, de fapt, tot creierul trebuie să mi-l repare. Da, este o conexiune între ele. Pe păi, lângă că tu produci în zonă vascularizație, ok, da. produci memorie în musculatură pe acea mișcare, de exemplu, dus paharul la gură, da, da crez habituala și mișcarea aia, produci o okay, vascularizare aici, dar produci în emisferă, în creier, produci acea mișcare și creierul reacționează mișcându-ți mâna. Și asta ne duce la nivelul următor. Dacă există și o coroborare inversă, faptul că făcând mișcare poți ajunge să repar probleme psihice. Pentru că au tot mai des la terapeuți care spun dacă vrei să te refaci, fă plimbări, fă mișcare chestii care din ce în ce mai puțin au legătură cu pastilele sau cu tratamentul psihiatric. Adică băgăm mult mai puțin oameni în spital pentru probleme nervoase. Există am dat o chestie, ca, cum, cred că încă mai există spital de nevroze la noi. Parcă, da, n-am mai studiat pe, pe, tema asta, nu mai interesat. Dar mai nou pentru nevroze nu, nu, se mai recomandă internare în spital, se recomandă mișcare, tot felul de chestii. Există cum funcționează mecanismul ăsta invers? Ca atunci când faci mișcare, făcând mișcare, ajungi să-ți faci inclusiv să-ți repari nu doar sistemul nervos central, ci și psihicul. Da, hai să deveni, definim bolile psihice, că prin mișcare nu o să te faci bine de paranoia, schizofrenie și alte chestii. Dar ce ai spus tu? Nevroze, depresii, anxietăți, chestiile astea generale ale societății noastre. Păi cum? Când spune că să te duci să faci sport, plimbări, alergări sau ce-ți permite ție, este vorba despre creșterea oxigenării la nivel de emisfere cerebrale, astfel încât creierul să funcționeze corespunzător. Mai pe românește, dacă creierul este sănătos fizic, el își va, va produce chimic toate reacțiile și va da cum trebuie și răspunsul către corp să producă toate mișcările. Adică dacă tu pe creier îl menții sănătos și el va lucra, pentru că el deja știe, fiind dezvoltat, da, având... 20 de ani, 30 de ani, nu contează vârsta, deja creierul are acel bagaj, da? dar dacă tu nu-l menții sănătos, el nu ți va îndeplini activitățile. Deci tu vrei să-mi spui că problemele psihice ale cel mai mulți oameni dintre noi, dacă nu sunt în patologice, vin din stil de viață? Stil de viață, ce discutam? Microbiom și lipsa oxigenării la nivel de emisfere cerebrale. A oxigenării Orice celulă care nu are de oxigen zi, moare la un moment dat. Și tu zâmbești că deja chestia asta începe să sune ezoteric. Pentru că cei mai mulți dintre noi, conform medicinii clasice alopate, noi credem că problemele de cap se rezolvă la doctorul de cap și, și atât. Nu trebuie să îmi bat capul cu ce mănânc, cum mă mișc și alte lucruri pe lângă chestia asta. Eu am o problemă cu capul și dacă o recunosc sau o recunoaște altcineva, te să încerc să o repar. Și o punem chestia asta într-o cutie închisă care nu are legătură cu exteriorul. Știu, iar revin cu hate sper că după asta să nu mă urmărească doctorii pe stradă să-mi trag o crosă în cap nu sau cred ceva. Nu că au timp, că au de atâtea de lucruri și ei. Ideea e în felul următor. Asta cu, cu capul. Am a... Depinde și de starea generală. Eu sunt, nu pot spune neapărat împotriva, dar uh, caut situațiile mult mai simple și anume să nu administrezi pastile. Când te duci la un neurolog, direct ți se dau acele uh, pastile necesare blocării sistemului nervos central și implicit să-ți relaxeze sistemul nervos central. Pentru că tu te duci și zici, mamă, sunt, uh, exemplu eu, sunt anxios, uh, uh, mi-e frică că mi se întâmplă ceva de în moment în moment și toate cele. Ideea este că tu, iar, tratezi doar sursa. Ăsta, sursa, doar efectul. Uh, efectul problemei, nu tratezi sursa problemei. Păi, hai să vedem să punem pe hârtie care este sursa acestor uh, sau care este cauza acestor anxietăți. Uh -huh. Alimentație, sedentarism, stres psihoemoțional sau slash, uh, poate a fost, uh, nu știu, ai avut o întâmplare în viața ta sau un, un șoc emoțional puternic pe care trebuie să-l cauți, trebuie să le elimini, dar nu le elimini cu pastile, pentru că pastilele doar te ploștesc. ne am obișnuit să cărăm după noi un mănânc de cabluri semi-inutil. Unul dintre ele nu încarcă suficient de rapid, altul nu transferă date, celălalt are mufa puțin ruptă. De deci ce să ne ai un singur cablu care să reziste foarte bine și pe care să-l ai cu tine tot timpul, chiar și în mașină? Uite, de exemplu, un USB-C la Lightning sau un USB-C la un USB-C, care practic poate încărca și un laptop la Putere de până la 100 de W, cel puțin asta este în varianta de 3.2, cel de 2 metri, sau chiar transfera date la viteze de până la 10 gigabits pe secundă. Poți să conectezi un SSD extern, poți să conectezi telefonul, laptopul și ai un singur cablu de care să ai mai multă grijă de sigur decât de celelalte. Ambele variante de cabluri le găsești pe gb.ro, acolo unde am testat toate produsele înainte să le punem pe site și să le putem recomanda cu cea mai mare căldură. Dar acum nu știu câți dintre cei ne urmăresc au mers la un doctor de orice altă specialitate și au fost întrebați ce mănâncă. Nu, te nu prea te întreabă doctorii ce mănânci, no, te întreabă... Și, sau dacă te hidratezi, de exemplu, care, iară, hidratarea este extrem de importantă și pentru creier. Eu să mă fi întrebat vreun doctor cât apă beau. Până la Florin. <laughs> Contează extraordinar de mult. Există acea, de exemplu, ceața în creier, fog, așa, care poate fi dată poate fi și alte cauze, dar o cauză uh, principală ar fi lipsa hidratării corespunzătoare. Hidratarea este extrem de importantă. Este extrem de important. Pe lângă că nu este 70% apă. Deci, automat este și în creier trebuie să existe apă. Ok, să nu se treacă în uh, cealaltă extremă, știi că și uh, suprahidratarea poate afecta organismul. Nu e bine nici așa. Da. Dar nu prea sunt mulți în suprahidratare. Cred că eu am fost aproape de suprahidratare. Da? Dar în rest, oamenii... Deci vin oamenii în cabinet și îmi spun cât apă ai băut până azi? Până acum, până la ora asta. Un pahar, două și trei cafele. Și mai bei când ajungi acasă, nu? Dacă mi-e sete, bine. Dacă nu, nu. Nu-mi e sete. Când aud cuvântul nu-mi e sete... Păi dacă nu-mi e sete, de ce să beau? am eu, eu, eu mulți oameni care nu beau apă deloc? Da, mulți sucuri. Pepsi-cola care da. scot toate mineralele din corp. Da, 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 dacă oamenii e trăiesc? Da, da, dacă îi cauți pe interior, s-ar putea. să Dacă facem o dissecție pe ei, s-ar putea să nu fie situația prea bună. Nu gravă, gravă, dar nu prea bună. Să ne uităm la ficat, să ne uităm la rinichi, să ne uităm la uh, mâl sau pietre la rinichi. Am cunoscut o fată care îmi spunea că ea nu poate să pună gura pe apă că vomită. A, Sper că nu-i pacienta mea de ieri care a spus că a mea, a colegilor noștri, dacă beau Pepsi nu-mi place, dacă beau cola perfect, dacă beau apă îmi vine să vomit. Da. No, asta este un placebo. Așa s-a format. Nu există, nu există. Altfel am fi băut toți astfel de băuturi și am fi trăit și ar fi curs la robinet acasă Coca-Cola sau astfel de, ar fi curs astfel de băuturi. Acum să-mi fi iertat, dar e un film în care toți ajung să bea doar băuturi energizante pentru că apa e doar la Veceu. Da. Știi filmul? N-am auzit de el, dar nu m-am uitat. Bine că nu m-am uitat. Este un de product e foarte, placement e foarte, sau ce. E foarte, e foarte realist. Idiocresie. Am auzit, am auzit, nu l-am văzut. Bine că o văzut? să... Văzut? Dacă n-ați văzut Idiocresie, acolo tot nu mai bea nimeni apă, doar proștii mai beau apă, pentru că apa e doar la Veceu. Și uite și cu apa asta, vezi că dăm de nou, apa se bea, de exemplu, că zice lumea există hidratare la nivel celular și hidratare la nivel de rest, restul corpului, organe, toate cele. Apa la nivel celular o primești foarte mult și din alimente, ca fructe, ciorbe, supe, da? De exemplu, un măr verde te hidratează la nivel celular, da? Nu foarte mult, dar te ajută și apa se bea în primul rând din șezut, nu din picioare. N-are treabă cu Coranul, n-are treabă cu religia. Ai? N-are treabă cu Coranul, n-are treabă cu religia, pentru că în Coran se bea apă din șezut ca uh, fapt uh, religios. Și așa, nu intrăm în uh, chestia asta. Uh, apa, de ce se bea din șezut? Pentru că gravitația nu mai acționează la fel ca și atunci când stai în picioare și permite o mai bună absorpție sau permeabilitate la nivel de intestin. Nu știam asta. Și se plimbă, o să rătă de luma, lumea, asta face și uh, fac și sportivite performanța sau face Joko, dacă ți permite se, timpul și așa, se plimbă un pic apa prin gură înainte de a o înghiți, de a face deglutiția pentru că acționezi mai mult centrii nervoși din stomac, da, îi acționez mai mult și îi permit stomacului să absorbe și mai bine apa. Uh -huh. Versus a o bea din picioare unde se duce direct, ăsta este cuvântul tobogan pe, direct în ok, se duce în intestine, dar se absorbe foarte puțin și se va duce în vezică și o vei elimina, te vei duce de mai multe ori la toaletă atunci când bei din picioare versus atunci când bei din șezut. Păi da, se treacă prin X, spală e acolo. Spală, spală, eu, de eu, exact. Eu, eu, când beau, beau, beau un pahar așa aproape pe nere suflată. Nu, nici așa. nici așa. Adică absorb ceva apă, nu spun că nu te hidratezi deloc, dar nu, te vei, nu vei absorbi extraordinar de mult. Pierd vremea de pomană stând să beau așa încet, cum zici tu. Sau vă deprim eu când, <laughs> pentru că vin oamenii după ce pleacă de la mine, zic, mamă, foarte, extraordinar de multe chestii interesante, de ce, wow, doar că, mamă, mamă, când văd că nu fac atâtea, mă simt Că am o problemă, handicapat sau alte chestii. Asta, cuvântul ăsta îl folosesc. Da. Nu e vorba că ești disfuncțional sau că ai vreun handicap sau ceva dacă nu le-ai făcut. Învățăm da. ceva în fiecare zi. Ideea da. este să le aplicăm. Deci, asta este și cu apa. Trebuie băută ușor pentru a se absorbi mult mai repede la nivel intestinal. Pentru că este vorba de nervul vag, ăla, care e nervul da. bunăstării. Ei, și acum vine întrebarea. Ajunge și la noi stilul ăsta de a consuma apă, ca în anumite țări mai civilizate, apă cu gheață, apă rece, apă cu bule. Ok, apa cu gheață, apa rece te hidratează mai bine pe timpul verii, da, un pic, de fapt mai bine, îți, îți, da. îți taie senzația aia de sete, că, pentru că noi vorbeam, că ziceau oamenii, dar nu mi-e sete, de-aia nu beau mai mult. Când îți este sete, deja nivelul de deshidratare este foarte mare. Asta este răspunsul corpului dacă deja simți că ți este sete rău, ți se mai usucă și buzele și gura, da? Nu refer pe atunci sau, când vorbești sau... sau, sau... E puțin dacă începi să doară dinții de sete. Sau nu asta, da. Nu știu că senzația Ba da, ba da, Înseamnă că ai un nivel de deshidratare mare de tot în corp, spre rău de tot. Ok. Uh, și acum revenind la asta cu apa rece, apa rece să știi că îți va dezinhiba un pic de tot nervul vag care irigă stomacul și ce va face îți va scădea un pic permeabilitatea stomacului la alimente, sau mai bine zis la digestie. Nu își va mai produce stomacul acea digestie corespunzătoare. Apropo, știți că nu să bea apă pe timpul mesi, maxim dacă îți uzi un pic gura. Da. Dar dacă bei un, jumătate pahar, un pahar în timp ce mănânci, îți vei îngreuna digestia. Da. Foarte mult. O bei înainte Apa cu jumătate de oră sau 20 de minute măcar înainte și mai bei măcar peste o oră, o oră jumate. Dar am mai auzit specialiști care spun că uh, aciditatea e atât de multă ciclor hidric în stomac că poți să bei și două pahare că nu afectezi digestia. Poți să bei, dar pe unii afectează. Trebuie să-ți asculti corpul. Asta este ideea. Nu, să da. nu mergem așa, cum să zic eu, dacă știința a zis așa, așa. Ideea este învățați să vă ascultați corpul. Asta este ideea. Dar apa aia cu gheață, ok, afectează digestia, dar altfel pentru hidratare, tu zici că e ok? Ci că scade, îți scade un pic mai ales pe timpul verii, dacă bei apă rece sau cu gheață, îți tai un pic senzația aia de sete, mai repede decât apa... Cu temperatura organismului 37, da? Oate ce băgat-o până în stomac... Vezi că o să-și transpir mai rău dacă bei apă rece pe timpul verii. Exact. Și atunci, dacă tu bei apă rece în câte secunde urcă ea de la, nu știu, 10-15 grade la 37? Secunde! Asta depinde și de homeostazia corpului, că de repede se adaptează corpul la temperaturi atât din exterior cât și din interior. Da, Pe păi, o bagi acolo în, în abdomen unde temperatura mediană a corpului tău este e optimă teoretic. Și atunci dacă tu bagi rece acolo, cred că acel rece va fi înghițit destul de repede de Temperatura corpului, mă gândesc. Se va adapta. Acum, exact cum ziceam, depinde cât de repede se adaptează corpul. Referitor la apa cu bule, sparkling lângă apa minerală, nu este rea, dar nu trebuie să facem exces uh -huh. cu apa minerală. De deci, ce îți merește un pic diafragma stomacului? Stomacul da? Adică, mai bine zis, se expandează mai mult uh, stomacul. Da, și s-ar putea iară să te uh, perturbe uh, să te perturbe un pic plus că, de exemplu, ea este bună este bună atunci când uh, transpir și pierzi, depinde și de calitatea apei Tra dacă transpir, pierzi foarte multe minerale sau săruri unele ape minerale au și poți înlocui cât de cât, da? da? Din sărurile alea pierdute, dar să nu se facă un abuz știi, oameni care beau doar uh, apă da. minerală exact, mm. nu nu, okay. chiar nu Asta cu bubble s-ar putea să, cum ziceam, să mărește stomacul, s-ar putea să mănânci mai mult. Că -ți ți face, mă, exact. Îți face distensia, mozi, Exact. E ca și cum îți faci operația, îți pui vreo pastilă de ți face înăuntru o implozie, îți mărește stomacul și permite stomacului să primească mai mult. Mai multe alimente, cantitativ. Uh -huh. Dar important e ok. Versus băuturile îndulcite, ok. Apa minerală, dar să încercăm să avem un balans. Și minerală, și apă normală. De aia te am întrebat de inflamație. Pentru că și stresul generează. O uh, foarte mare inflamație în corp. Și uh, primele două sisteme care cedează pe stres sunt. Uh, Suprarenalele? Uh, exact. Uh, deci sistem, sistemul imunitar și sistemul digestiv. Exact. Pentru că atunci când tu trebuie să scapi de, ne-a mai zis Paul, chestiile astea, când trebuie să scapi de o amenințare imediată, nu N ai nevoie de sistemul imunitar și digestiv, tu trebuie să supraviețuiești. Exact. Prioritatea ta este supraviețuirea. le blochezi nu... palea pe pentru a supraviețui, dar după aia nu trebuie să le lași blocate foarte mult timp. Pentru că devine o situație, va deveni o situație cronică, o inflamație cronică, care în timp poate duce și la o boală autoimună. Și toți ne îmbăiem în stresul ăsta continuu care ne ține inflamați. Și inflamația să se vede în atitudinea noastră, în starea noastră, în felul în care interacționăm unii cu alții. Da, și chiar cum ai spus tu, și fizic. Dacă și. ai o inflamație foarte mare în organism, s-ar putea ca și la nivel fizic, dacă te uiți la musculatură, la toate cele, să arăți așa un pic mai, între ghilimele, mai fluffy așa, să reții foarte multă apă în corp, chiar dacă tu bei apă, dar cortizolul să fie mărit, inflamația automat mărită în corp. Deci reții multă apă. Uh -huh. Testosteronul, dacă vorbim despre bărbați, este mai low, da? Și poate este prezent mai mult estrogenul, mai mult decât trebuie, da? La bărbat există, da? De-aia să fac uh, uh, sânii de la foarte mult estrogen. Dar dacă urmărești chestia asta, pe lângă lipsa antrenamentului și a sedentarismului și alimentație, persoanele alea sunt foarte stresate. Care au un testosteron scăzut și un estrogen ridicat. Poți să lega asta și de perioada de pandemie? Da. Dar uh, foarte mult multe chestia de nesocializare închis e vorba despre creier. Dar creierul, dacă nu este înfăcut să, să... Două chestii sunt făcuți. Să ne mișcăm, da? să fim activi în de activitate și să socializăm. Și amândouă au fost pedepsite. Exact. Amândouă au fost pedepsite crunt, adică radicale, ca și cum... Dau un exemplu, acum nu fumezi și peste o oră te apuci de fumat pentru prima dată în viața ta. Cam asta este efect. E, ești, tripat în ziua aia. Da. Zicea Michael Pollan în cartea lui despre cafeină că în prima cafea după foarte mult timp a fost o experiență din asta psihedelică. Este ca și, ta, da, ca și heroina sau ca și bă, drogul, ca zahărul la fel. Prima cafea. Așa este. Creează o dependență incredibilă. Da. Și cu cafea asta oamenii o beau pentru energie, că zic că îți dă energie cafeaua. Dar ideea e că cafeaua nu îți dă energie, doar îți blochează senzația de somn, de oboseală. Ea nu îți dă da. real o energie, un boost. A, ok, are alte efecte, antioxidant, ajută ficatul și fierea să lucreze cum trebuie, o ceașcă de cafea, dar real, e, real... E un digestiv bun și exact, sănătos. Exact, exact, da, mai, mult mai bun decât, sau net superior energizantelor spre exemplu, care Corect. șochează foarte mult sistemul nervos, în afară de rinicifica. dar sistemul nervos este biciuit atunci când bei energizante foarte, foarte mult. Și dacă le mai adun și cu lipsa somnului, stat foarte mult în fața monitorului sau toate cele, este riști să faci. Am avut cunoștințe care au făcut epilepsie de la uh, energizante uh, și mai rău combinate cu alcool. Și atunci, într-o stare care nu eram noi foarte bine nici înainte, nici cu nutriția, nici cu toate lucrurile astea, mai adaugi și stresul ăsta legat de lockdown și de faptul că ne puteam vedea și ne puteam mișca, e un teren foarte simplu pe care boala sau vaccinul să-și facă de cap. Exact. Deci nu e, nu e niciodată o singură chestie. Ca și cum deschizi ușa la poartă și zici, haideți, intrați cu toți. Toți care veniți pe stradă, v-am deschis portul, intrați care vreți, cum vreți, când vreți. Exact așa face, exact asta s-a întâmplat, să zic așa, cu corpul. L-ai lăsat să se relaxeze, să se deschidă între ghilimele, da? A scăzut, a blocat imunitatea sau a scăzut. O... Uite, 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 cât de severe sunt răcelile acum la copii. Da. Din cauza că și -au ap aproape și-au pierdut imunitatea la recel, pentru că ne-am tot dezinfectat, dar de asta nu în casă, nu am fost expuși la nimic. Plus cu, știu, asta era singura sursă, dar cum? Masca dacă o porți prea mult, o porți, o porți, clar, dar n-a ajuns să o porți și în casă, că erau unii care o portau și în casă de frică să nu ia Singurii ceva de pe singuri în mașină. Nu te protejează, pentru că s-a luat și cu masca, să fim sinceri. Ai luat, dar ai luat dar -a niște secvențe mai S-a demonstrat că masca mai nu te proteja din infecție. Exact. Ideea este că, purtând-o foarte mult, îți scazi imunitatea. Pentru că da. nu mai intră bacteriile și și ce intrau înainte, da, în organism, astfel încât corpul să știe cum să reacționeze da. la ele. După ce ai portat aia, era o surpriză pentru corp, după ce ți-ai dat-o jos. Zicea corpul și creierul, ziceau, mamă, ce-i virusul ăsta, mamă, ce-i bacteria, mamă, n-am mai văzut-o pasă de mulți ani, nu n-am mai văzut-o niciodată. Și de-aia reacționează, e, e, o surpriză, ăsta e cuvânt. E ca atrofie. Exact ca o atrofie musculară, sau... Deci ca și cum ai stat în pat o lună, o lună de zile și să înveți să merge ară. Exact. Pentru că exact așa este. Dacă stai în pat o lună de zile, că se întâmplă nu în cazul celor... Dar voi faceți chestia asta de multe ori cu oameni care fac recuperare. După operație, să zicem, în care au stat în pat prea mult timp, asta mi se a întotdeauna uimitor. Cum fac oamenii să uite să meargă? Deci mersul care este o chestie atât de naturală, să uiți să mergi doar că n-ai mers o lună? Da, ideea e că uh, mult spus uitat, că ei nu cad în picioare. Întâi da, între ghile nu mai au capacitatea de a merge, capacitatea de a merge corespunzător, fie că este legat de forță, dată masa musculară, fie că este dată de echilibru, de tendoane și ligament. Să pierde, memoria rămâne în țesut, doar că să pierde capacitatea de a merge corespunzător. Plus că creierul este blocat, blocat atunci după o intervenție sau după o accidentare, este blocat emoțional și tinde de cele mai multe ori, chiar că se recuperează complet Uh, membru, da, genunchiul sau piciorul se recuperează, frumos, are aceeași amplitudine de mișcare, aceeași masă musculară, toate cele uh, tinde iară atunci când aleargă sau face ceva sau se deplasează, iară să supracompenseze și să protejeze piciorul drept. Ăsta este numărul unu la nivel mondial. Ca și problema la sportivii de performanță, foarte mulți nu mai revin în viața sportivă din punct de vedere mental nu mai pot reveni este frica care rămâne în creier de pe urma accidentării. Am auzit de chestia asta și mulți ajung într-adevăr să-și... Să-și termine cariera. Pentru că musculatura pur și simplu se formează diferit și nu mai sunt capabili mental să o reechilibreze. Nu neapărat asta, este vorba despre trauma care rămâne în țesut și care rămâne în creier, după accidentare. Mm -hmm. Nu fizic-fizic, cum ai spus tu, de forță, că-și recapătă, explozie, viteză, ce vrei, tu. ok, nu 100%, dar 80-90% și o recapătă, care, în opinia mea, este enough pentru a-ți continua activitatea sportivă, chiar dacă ai fost top, uh, în top 10, de exemplu, la tenis mondial. Dar mental, subconștientul, răm rămâne în subconștient, imaginea sau ideea conform confortcarea... Mă mama, să nu mai călcăm o dată strâns sau să nu mai accidentăm o să mai ajungem în situația aia. Și același lucru se întâmplă și pe sistemul imunitar? Da. Pentru că ne pregătim de încă un val. Este memoria țesutului, de vorba despre memoria țesutului. Dar s-ar putea că acum să fie mai uh, ok, pentru că corpul deja a trecut o dată prin chestia asta. Deocamdată autoritățile ne spun și dacă ne am mai spus chestii, ne spun că se pare că forma asta nu e chiar așa de gravă, se recomandă, dar nu este obligatorie masca. În Statele Unite azi au anunțat că vor reîncepe să dea teste gratuite, dar vaccinarea nu e nici obligatorie și nici gratuită, dacă vrei să te vaccinezi. Adică începe light din nou, să un nivel de atenție. Nu sunt conspiraționist, nu nicio. cred că are cineva un plan să ne facă ceva cu boala sau cu vaccinul dar simt o, o tensiune în direcția asta, pentru că facem ce facem, trăim pe o planetă hiperconectată, în care bolile călătoresc după noi, schimbarea climatică face ca amenințările astea să devină unele dintre ele să se devină foarte agresive, foarte și repede. Și inevitabile. Exact. Și toate astea până la urmă se descarcă într-un sistem imunitar care răspunde atât cât poate la toată treaba asta. Și atunci sunt tare curios din punctul tău de vedere. Cum ar trebui noi să ne uităm la viitor? Și ce faci tu ca să nu te îmbolnăvești la fel de ușor data viitoare? Păi ce pot face, ce am făcut și până acum. Dacă am făcut de două ori, și de două ori a fost nu că light, a fost mai light decât o răceală pe care am avut-o în 2009, unde am ieșit mai avariat de, decât acum, nu poți altceva decât să urmărești acești pași, și anume: mișcarea, alimentația, mindset-ul sau creierul și să fii mult mai, să zic așa, pozitiv și încrezător. Ideea e să nu să panicheze lumea. Să nu, nu spun să nu ia în considerare să-și bage picioarele, scuze expresia, dar să nu treacă în extrema cealaltă. Deci dacă au o alimentație bună, fac mișcare, nu trebuie să facă neapărat în fiecare zi, de două, trei ori pe săptămână, da? sunt bine și din punct de vedere uh, emoțional și lucrează cu ei din punct de vedere emoțional, se odihnesc, bineînțeles, se hidratează, eu spun, eu spun și pot să, pot să, pun pariu pe ce vreți voi, că corpul va duce mult mai bine bolă. Acum să nu ai nici boli cronice. Să nu ai, exact, să nu ai nici boli cronice. Dar dacă te ții de astea și ai și boli cronice, s-ar putea să nu te duci către doamne, doamne, s-ar putea să fii bine. Asta zic, că așa ne ținând cont de toate chestiile astea, șansa de deces să fie mult mai mare sau să fie expus mult mai mult către complicații severe sau deces. Da. Indiferent cu câți specialiști vorbesc, și iarăși eu din discuția de astăzi rămân de fiecare dată cu o concluzie destul de simplă. Treaba mea este, creierul meu de jurnalist încearcă să simplifice. Din tot ce aud este așa, că indiferent ce bag în mine, până nu apar nanoboții ăia, tot corpul trebuie să se repare. Și tot ce pot face eu este să introduc din exterior material ajutător sau să elimin stres asupra corpului, astfel încât să-i dau posibilitatea să se repare singur. Pentru că inclusiv doctorii Sincer recunosc, doctorii nu vindecă, doctorii pun corpul în poziția de a se vindeca singur. Exact ce am spus și eu, suntem niște facilitatori din exterior, ajutăm corpul și eu și portopezii și oricine din domeniul medical, orice ramură a medicinii, noi suntem, nu suntem decât niște ajutoare din exterior. Domnul doctor m-ați salvat. Un doctor sincer spune, nu te-ai salvat singur, eu doar ți-am facilitat ție exact. recuperarea. Asta e cel mai bun răspuns pentru că în realitate nu avem nimic în momentul ăsta, bine, cu excepția protezelor pe care le pui acolo, că nu mai există chestia aia. Nu? Dar sunt foarte puține lucruri pe care medicina le poate face pentru a repara propriu zis. Nu poate decât să intervină pompieristic sau să ajute corpul să facă ceva și asta Asta, în continuare, mi se pare, pe de o parte, fascinant, dar și un pic deprimant. Că avem atâta medicină și atâția mii de ani de experiență în lucru cu corpul omului, dar știm prea puțin și tot pe corpul nostru trebuie să ajungem să ne bazăm să se repare singur, tot pe creierul nostru să revină la echilibru în cazul unui dezechilibru și tot ce putem face noi este efectiv să ne dăm la o parte din calea proceselor lui naturale. Exact. Ideea este că cel mai important, așa este, deci noi ajutăm, facilităm, dar foarte, foarte important este, pentru că este o problemă la nivel mondial, nu doar în România. Ce ține sincer de specialist sau de doctor, este ideea de diagnostic. Dacă diagnosticul este pus corect sau se află sursa problemei, știi de unde să apuci. Chestia asta și să, să, să repui corpul în parametri ideal pentru a se vindeca. Poate altfel ne învârtim în jurul cozii. Dar ca să-ți faci și mai mulți prieteni acum aproape de final așa, dintr-un studiu pe care l-am văzut, jumătate din doctori recunosc că au dat antibiotice când nu a fost cazul, doar ca să-și liniștească pacienții. Am putea să extindem chestia asta la toată medicina când vine vorba de pastile? Da. Este efectul placebo. Dacă eu îți dau ție o aspirină, Exemplu, îți dau aspirină și zic, ce aspirină? Nu. Alt exemplu mai bun. Te doare stomacul și zic să-ți dau, nu știu, orice pastilă pentru stomac. De fapt îți dau un tic-tac fără să aibă gust, fără să-ți dai sație, îl dau și zic, ia, ia de aici repede cu apă. Să vezi ce bine o să te simți, o să ți se îmbunătățească uh, situația medicală. Imediat în 2 trei ore o să te simți mult mai bine. După aia trebuie să te ții mai ai și următoarele zile să vezi ce bine ești. Să vezi că se întâmplă. Mie mi s-a întâmplat să iau dângreșara, nu mai știu ce am luat. N -avea, deci n-avea niciun gust, am vrut să iau paracetamol sau as, nu aspirină. Mi-am dat seama că n-am luat aspirină după trei zile, dar mie tot îmi scădea, nu mai făceam febră, nu mai făcea. Nu acum cu covid mai de mult. Și am zis, ia, uite, ia uite cum mi am păcălit creierul. Uite cum știe cum corpul nu face, de fapt creierul nu va face diferența între ce e adevărat și ce nu este adevărat. Dacă lui ai dat și el a înțeles că acel lucru îți va face bine, credem că îți va face 100% bine, nu că bine. Și atunci cum facem noi să ne hecărim creierul, să facă ce vrem noi? Tot așa e. Nu aș apela la minciună cu pastilă sau cu cup de zahăr sau cu, cum s-au făcut experimente. Ideea este că cum să-ți hăcuiești dacă înțelegi procesul, dacă fac aia, îmi voi îmbunătăți chestia aia sau stilul de viață, atunci când se ajunge la conștientizare, se, acea, acel mesaj, pe lângă că îl vei repeta, va ajunge în subconștient, iar subconștientul are rolul de a ne proteja. Indiferent de situații. Dacă mesajul ăla din conștient ajunge sub, în subconștient, atunci e acel habit și te va proteja mereu. Deci vei ajunge să te, sau corpul va ajunge să te protejeze de fiecare dată și să faci chestia aia atât la nivel conștient cât și de subconștient. Și te vei vindeca sau te vei ajuta să te duci către uh, vindecare. Vestea bună este că știm cum se poate face chestia asta. Încă o dată, dacă vreți să vedeți episod, episoadele cu Paul Olteanu în care explică uh, el că subconștientul învață prin repetiție și asociere. Și nu are linie temporală. Dacă ce l-ai învățat ceva, o să o ține minte forever. Exact nu e chiar atât de greu. Trebuie doar să repezi de suficient de multe ori și să asocieze chestia și atunci o să înceapă să și o însușească. Și așa este cu toate obiceiurile. Am un obicei pro să mă lungesc. Așa că nu mă, mă deranjează. Să... <laughs> nu? Îți mulțumesc că, Cristi, că ți-ai făcut atât de mult timp. Sunt recunoscător pentru sinceritate, pentru răspunsurile directe și i-aș încuraja pe cei care ne-au urmărit să intre la comentarii și să pună întrebări pentru eventual episodul următor. Habar n-am. Sunt să convins nu? că am rămas chestii pe care nu le-am Foarte acoperit. multe chestii. Da? Mai e una importantă pe care ai fi vrut să o atingi și -am, nu te-am întrebat? Una foarte, foarte importantă, de exemplu, ar fi că tot vorbeam despre asta, ne tot întoarcem la chestia asta cu microbiomul. Am avut, de exemplu, sportiv de performanță cu dureri cronice de genunchi, toate testele făcute ca să ne dăm seama că nu funcționa cum trebuia acolo. Okay. Crescând inflamației, persista durerea în genunchi omul plimbat, adică Italia, Liga 1, nici nu spun numele echipei. A fost caz, deci, de ce studiu de caz. De, 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 de ce te durea genunchiul? Aveam probleme la colon. Sau cu, dinți. Zici că e banc. Sau cu dinți. Sportiv, nu dau nume, Liga 1, fotbal, a făcut foarte multe întinderi, din întinderi pe partea posterioară a coapsei a ajuns în ruptură musculară, ca apoi să descoper că totul venea de la doi dinți lipsă în gură. Cum ai legat -a? doi dinți? Lipsa. Se prabușește prăbușește gingia, se modifică poziția mandibulei și automat trage de toată, tot sesutul și anume acea fascie despre care am discutat și a uh, tensionat foarte mult. Se simțea și el se simțea extraordinar de rigid. I-am făcut testarea în cabinet cu un șervețel rulat, băgat acolo chipurile, dinte pus. I-am făcut niște teste și putea să se aplece mult mai mult. Fără să-i spun că o să se aplece mult mai mult, pentru a nu face nelepe cu el. <laughs> S-a dus și a făcut un implant și l-a făcut și pe al doilea după ceva timp și mi-a spus că mai simte o ușoară rigiditate, dar nu mai face întinderi musculare și nu se mai simte atât de, uh, de stif pe partea posterioară uh, a corpului. Wow! Asta vom discuta data, data viitoare. Deci, dacă se pregătiți de nivelul următor, există încă un etaj al acestei discuții unde putem urca sau coborâ după caz? Exact. Am o dată, Cristi vă mulțumesc mult pentru prezență. Vă mulțumesc și vouă dacă v-ați uitat și dacă acest episod vi s-a părut important, trimiteți-l cuiva, dați un share, dați un like dacă iarăși v-a plăcut, veniți cu un comentariu mai jos. Dacă nu v-ați abonat deja, poate că ar fi timpul. Jumătate din cei care ne urmăresc nu sunt abonați aici, însă și mai puțin, dar și mai importanți pentru noi, sunt membrii care au dat join și ne susțin cu donațiile lor lunare. Vă mulțumim foarte mult pentru susținere. Sunteți unul dintre motivele pentru care facem, iată, din ce în ce mai multe episoade pentru că e atât de multe informații acolo și atât de puțin timp. Cam atât însă pentru astăzi. Până data viitoare însă, să vă fie numai bine.